Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Am ajuns în Sighișoara, pe urmele istoriei, așa cum v-am învățat să descoperim istoria fiecărui oraș. Suntem cu domnul Peter? Cum doriți dumneavoastră, Petrus, dacă vreți să-i dăm o conotație latină. Da, care ne va plimba pe aceste străduțe și ne va arăta și ne va spune ce s-a întâmplat aici de mult. Bună ziua! Bună dimineața, bine ați venit în orașul nostru. O să încercăm să descoperim orașul nostru prin prisma vieții cotidiene, a poveștilor, a lucrurilor care a caracterizat un spațiu urban cu secole de tradiție în spate. Și de aceea m-am gândit să începem cu o imagine care să reconstituie un pic imaginea de ansamblu a unui oraș medieval. Și datorită domnului Radu Oltean, care fiind un pasionat grafician și, să spunem așa, cu o personalitate și o curiozitate specifică, a venit și a documentat și a reușit să refacă un pic, prin prisma unei hărți, un fel de reconstituire a unui oraș medieval în speță Sighișoara. Dânsul are mai multe proiecte. De ce este interesant? Am văzut așa și cu Brașovul. Și cu Brașovul, da. De ce este interesant? Pentru că pune în evidență o particularitate distinctă a orașului nostru comparativ cu celelalte urbi din Transilvania. Foarte simplu, avem două identități arhitecturale distincte. Avem zona fortificată, care s-a păstrat foarte bine comparativ cu celelalte orașe. Există niște motive pe parcursul zilei, o să vi le dezvălui. Existând chiar și povestea care spune că este singura cetate locuită. Avem dubii, dacă mergeți la Alba Iulia o să găsiți câteva locuințe în Alba Iulia. Da? Dar identitatea ei s-a păstrat cu mici modificări, în special la sfârșit de secolul XIX. Și orașul de jos. Orașul de jos care a devenit, începând cu secolul XVI, inima economică. Și suntem exact în punctul acesta, de asta am vrut să pornim un pic de aici. Suntem la piață. Orice oraș medieval, nu din Transilvania, din Europa, are caracteristica asta. Economic, inima este piața. Da. Da? Și atunci acest spațiu, fiind suficient de mare, începând undeva cu secolul XVI, să nu mergem în detalii din astea care ne pot pierde anilor, zona de piață din perimetru fortificat s-a mutat în zona orașului de jos, existând mult mai mult spațiu pentru partea economică. Ca și tradiție, trebuie să știți că noi am avut totdeauna miercurea zi de piață. Și o să râdeți acum, dar față de viața cotidiană, cum vă imaginați dumneavoastră viața cotidiană, raportând-o la ce facem noi astăzi? Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Acum 300 de ani. Așa. Din punctul dumneavoastră de vedere, care erau top 3 evenimente sociale din Târgu, viața cotidiană? Clar. Foarte bine, da. Foarte bine. Biserica. Ce credeți că era pe al doilea? Biserica? Nu. Ce mai era pe vremea aia? Execuția publică. Dar să nu uităm de ele, da. Da. Și biserica, cu tot ce este legat de modelul ecleziastic, mă refer la slujbă, căsătorie, cununie, mormântare, era doar pe locul 3 ca importanță. Ok. Deci iată, pe locul 2, execuția. Exemplul dat... Și un eveniment. Un eveniment. Dar gândiți-vă și astăzi, că vedem bine, suntem înconjurați de bombardamentul ăsta informațional și mediatic. La ce se uită lumea? La televizor, deci existau niște evenimente exact în piață. Exact, același lucru, de la cel mai mic la cel mai în vârstă, se îmbrăca frumos și participa la evenimentul respectiv. Pe parcursul zilei o să mergem și o să vă arăt locația specifică. Era în afara orașului. Da. Și până astăzi păstrează toponimul Dealul Spânzurătorii. Deci evenimentul ăsta era. Da. În general existau două modalități de a pune în aplicare pedeapsa capitală, prin spânzurare și prin tragere pe roată. Da. Avem și eveniment mai inedit, astea erau rare, decapitare. O să vă explic la momentul potrivit. În general, execuția publică prin decapitare cu spada se referea doar la personalitățile, cu ghilimele de rigoare, care aveau titlul nobiliar. Da. Deci doar cei cu titlul nobiliar puteau fi executați. Am avut un caz. Ok. Deci facem, avem întregul cerc. Da, și de asta am zis să pornim un pic ca să avem așa o idee și o să repunem un pic la pas așa identitatea asta. Noi suntem exact în colțul ăsta astăzi. Exact. Noi suntem în partea de jos, aici, în colț.
Și ca să vedeți ce înseamnă comunicare și ce înseamnă organizare, revenind un pic, harta reconstituie perioada de început a apartenenței la Imperiul Habsburgic. Imperiul Habsburgic s-a caracterizat printr-o foarte detailată administrare. Aveau capacitatea asta de a ține documente, de a veni, de a trimite ingineri militari, de a măsura, de a... Nu știu în ce măsură știți, Transilvania are așa numita instituție, care se numește Cartea Funciară, din perioada împăratului Iosif al II-lea. Deci asta însemnând orice tranzacție de proprietate era înregistrată. Da. Da? Și atunci aveau, cum să vă spun eu, elementele de detaliu și datele statistice. De ce? Pentru impozit. Pentru că există diverse mișcări revoluționare în cadrul istoriei Transilvaniei, special în secolul XVIII, care convert toate spre bani, spre taxe, spre chestii de genul ăsta. Da. Bun, și așa, dacă tot suntem și să punem un pic în valoare clădirea, luând-o pe modelul austrian, că aici am avut poșta. Bun. De asta este în ziua de astăzi, clădirea funcționează ca și casă de oaspeți, însă păstrând denumirea Alte Post. Da. Poșta veche. Și o să mergem și să vă arăt și hanul poștei și mai avem așa un toponim local, se numește Lunca Poștii. Acolo se țineau caii de poștalion. Și au existat 52 de stații și jumătate de la Sighișoara la Viena. Ok. Poșta călare venea repede, adică o scrisoare, 2-3 zile, dar călătoria presupunea săptămâni. Da. Pentru că astăzi noi gândim așa într-o paradigmă, dar gândiți-vă să treci râul Mureș primăvara, când debitul lui era de 3 ori volumul normal. Cum treceai? Nu aveai cum să treci, că nu existau podurile de astăzi și așa mai departe. Și atunci călătoria în sine dura un pic mai mult. Corespondența era trimisă și se schimbau cai la distanțele stabilite și da, avem problema cu mașinile. Ba, chiar vrea. Haideți să continuăm un pic spre zona de piață. Aici, din păcate, avem un lucru care este încă din timpul comunismului. Acum, știți cum cu un ochi râdem, cu un ochi plângem? Cu un ochi râdem de ce? Orașul nostru, rămânând mai mic în perioada comunistă, nu a fost influențat. O să ajungem la un anumit aliniament și o să încerc să vă arăt. Orașul comunist este în exterior orașului vechi. Ceea ce e foarte bine. Da. Da. Însă păstrăm o identitate comunistă. De ce? Acest parc. Adică acest parc, doar atâta. Da. În mijlocul să înțeleg. În zona istorică aici acest parc nu a existat. Pentru că a existat altceva. Și o să încerc așa în măsura, nu știu cât de vizibil o să fie, că foarte bine ați menționat dumneavoastră. Așa arăta o zi de târg, da? La Sighișoara. Da. Să vă mai arăt și faptul că am avut și primul automobil la o zi de târg. Și să vă mai spun faptul că, poate nu o să vină să credeți, la epoca respectivă, cam care credeți că era limita de viteză în oraș? 20? Nu. Mai mult? Mai puțin. 6 km la oră. Da. Păi dacă fugeai, depășeai viteza. Da. Și atunci, pornind de la acest element de identitate, cum am reiterat, miercuri era zi de piață. Ce însemna miercuri? Păi miercuri nu mai făceai nimic. Da. Miercuri toată lumea era aici prezentă. Da? Să vadă, să fie văzut, să schimbe impresii, opinii, să cumpere sau să vândă. Da. Asta era ideea de bază. Locația păstrează și elemente specifice dacă ne uităm un pic la modelul arhitectural. Acum, doar privind structura arhitecturală, pot să vă fac să vă imaginați vechimea. Vedeți o clădire monumentală aici, da? Da. Nu, nu, asta mare. Care este astăzi hotel. Nu? Da. O să spunem așa, norocul că a fost preluată de niște investitori, restaurată, și o să încerc să vă arăt cum arăta acum 100 și de ani. Bineînțeles, conform legii lui Murphy, este ultima. Da, așa e. Totdeauna o găsesc cel mai greu, dar trebuie să o găsesc.
Da, am foarte multe materiale din traista cu povești. Da, uitați aici. Dacă vă uitați cu atenție, mergem înapoi 120 de ani. Să o punem așa puțin în, da, dreptul, în dreptul clădirii. Și o să vedeți că nu s-a schimbat foarte mult. Are o istorie foarte interesantă. Este o casă de comerț, dacă vă puteți imagina. Proprietarul, familia Teutsch, vedeți că este păstrat încă numele. Da, sus acolo. Făcea comerț de gros. Adică se ocupau cu, era negustor cu cantități mari de marfă. Și acestea erau birourile. Mai are o particularitate foarte interesantă. Întregul subsol este boltit pentru a depozita marfa. Și atunci, jucându-ne un pic cu aliniamentele, vedem două case mai micuțe acolo. Da, da, da. Una monumentală, din nou mai micuțe aici. Da. Putem merge înapoi în istorie și spune așa, alea două micuțe, secol 17. Da. Secol 19. Din nou secol 17, câteva aici, 4 la număr, după care din nou secol 19. Ca să înțelegeți un pic identitatea asta, uitați-vă, de exemplu, cele vechi. În primul și în primul rând, absolut toate intrările, grosimea zidului este cel puțin un metru, este piatră. 2. Acoperișul vine foarte mult în afară. De ce? Păi nu aveați burlanele. Da. Așa ceva nu exista în epoca respectivă și atunci construcția presupunea un spațiu care să acopere aliniamentul zidului să nu fie distrus de apă. Și așa ne putem juca absolut la toate clădirile și identifica așa la o primă privire, deci după acoperiș, cu o anumită marjă, da, după structura arhitecturală. Da. Acum noi mai păstrăm, pentru că avem întreg spațiul ăsta, foarte bine și identitatea asta meșteșugărească. Pentru că dacă vă uitați cu atenție, astea mai vechi, clădirile vechi, toate au un pattern comun. Jos era atelierul, da, sus era locuința. Da. Și beciuri? Și beciuri, toate sunt. Toate absolut cu toate casele au beci în structură. Acum, dacă tot ați pomenit de beci, la ce ne duce gândul la beci? La vin. Depozitarea vinului. Două lucruri erau foarte importante aici. Vinul și varza. Varza era un aliment foarte important. Absolut toată lumea punea varză pentru iarnă. Da? De ce? Pentru că până în ziua de astăzi s-a păstrat ideea cu sarmalele, da? Care, paranteză fie spus, nu au nicio treabă. Sunt adaptate spațiului nostru, dar vin din, vin alte din altă spații. Parte. Da. Da. Însă varza era foarte importantă în cultura gastronomică a întregii noastre regiuni și atunci beciul era important prin prisma aceasta. Dar totdeauna să știți că vinul nu stătea în aceeași încăpere cu varza. Cu varza, da? Că putea să prindă... Ce vreau eu să subliniez de la vin este că de la noi, din Sighișoara spre vest, începea zona viticolă a Transilvaniei, care se termină dincolo de Blaj Alba Iulia. Pentru că este zona centrală și este mai ferită. Și practic, când o să urcăm la un anumit aliniament, o să vă arăt ce înseamnă o barieră orografică. Valea se închide aici. Tot aerul rece care vine de pe Carpații Orientali se cam oprește aici. Și o altă vale se deschide la vest și acolo exista zona viticolă. Da. Cu vin alb. Transilvania totdeauna a avut vin alb datorită solului și condițiilor pedoclimatice. Cel mai reprezentativ și specific zonei noastre, nu departe de Sighișoara, este Fețeasca Regală. Este un soi autohton pe care o cunoaștem, da. Da. Foarte, foarte reușit din punctul ăsta de vedere. Deci avem la parter magazin, deasupra magazinului... Atelier, haideți să punem atelier, în context, da, de atelier. Da. Vă puteți imagina cam câte meserii existau la un moment dat în orașul nostru? Multe. O să încerc, am făcut eu așa că o... Că mi-aș imagina că fiecare atelier... Era diferit. Da, exact. Era diferit. Și iată, numai aici putem vedea 10, să zic așa. Am făcut eu așa o listă, mergând chiar și la documentele scrise cele mai vechi. Astea sunt toate meserii care vi le puteți imagina. Da. O să vă dau niște exemple, o să râdem. Vă puteți imagina meseria de tunzător de postav? Acum nu prea, dar atunci... Presupun că ați mai călătorit și în spațiu montan, în special, se mai păstrează în Maramureș, unde sunt instituțiile astea de apă, unde se presează lâna prin ciocane, de exemplu. Da. Era modelul de postav vechi. Și atunci rămâneau neregularități.
Deci exista o meserie în epoca respectivă, cu niște foarfece mari, în care regulariza postavul. Da. Banal, învățai repede. Dar era o meserie. Era o meserie, însă putem merge până la meserii foarte complexe. Acum nu vreau să sune laudă pentru Sighișoara. Cea mai veche mențiune scrisă despre constructorii de ceasuri pentru turnuri este în Sighișoara, 1520. Și așa, foarte punând în evidență orgoliu și mândria localnicilor, sighișorenii au făcut în epoca respectivă ceas pentru bistrițeni și pentru brașoveni. Atenție, orașe care aveau o componentă comercială mai puternică decât Sighișoara. Sau până în ziua de astăzi putem vedea un exemplu elocvent de meserie. Dacă mergeți la Biertan și vă uitați la ușa sacristiei din Biertan, este făcută de lăcătușii sighișoreni acum 500 de ani. Are sistem automatic. Sistem automatic de închidere. Da. La 1516. Făcut ca lumea, da. Ca să vă imaginați un pic ce însemna o meserie. Și putem enumera, adică de la cizmar, măcelar, tâmplar, armurier, pieptănari, absolut orice meserie era pictor. Am avut pictori organizați ca și breaslă. Fiecare meserie era organizată într-o breaslă. Așa. Nu se putea profesa în afara breslei. Așa ceva nu era posibil. Și modelul Transilvan are și chestiunea asta, inclusiv vânzarea produselor era reglementată. De exemplu, dacă veneau brașovenii la noi, nu puteau să vândă aici în Piața Mare. Trebuiau să vândă în Piața Mică. Ok. Sighișorenii, dacă mergeau la Brașov, la fel. Nu puteau. Nu în Piața Mare. De ce știm lucrurile astea? Păi sunt cele mai bine păstrate de la documentele înregistrate de grefier în cadrul proceselor. Să nu ne imaginăm că era o lume perfectă. Se încălca legea și atunci. Dar ajungeai la judecător și asta este partea cea mai interesantă, că acolo era stipulat. Meșterul... Așa, a vândut și nu a respectat înțelegerea care era convenită, nu a plătit taxa, nu a făcut. Și în general din textele acestea poți să afli foarte multe elemente ce s-a întâmplat de fapt atunci, da. Cum erau reglementate lucrurile respective. Da, și revenind un pic așa, ca să mai punem o pată de culoare înainte de a merge să vă mai arăt așa niște meșteșuguri, chiar dacă culoarea astăzi este așa, trebuie să știți că știu și pe filiera familială. Cafe Martini are o întreagă istorie în spate de prima cafenea unde se întâlneau intelectualii orașului. Adică cea roz? Da, da, mă rog, culoarea este... Bine, da, am văzut la interior o poză din 1800 și ceva, făcută de aici, de undeva din stradă, cu această locație, cu această cafenea. Păi haideți că avem documente care să vă arate un alt element foarte interesant. Care, din păcate, l-am pierdut în epoca comunistă și este legată și de casa asta, pentru că fotografia este exact așa. Ia uitați-vă cum arăta o piață, exact cu aceeași clădire. Da. Da? Când încă se mai foloseau atelajele și... De asta deja avem o evoluție, pentru că animalul cel mai des folosit la muncă aici a fost... Era carul cu boi, nu cai. Cai deja erau, stai, mai încoace. La bogați, cum s-ar spune. Știți, ideea de a munci cu bou de jug este specifică și vitezei ardeleanului. Noi fiind mai încet, ne putem culege melcii, da? Știți, noastră, de la capital, așa se spune despre noi. Noi cum suntem foarte grăbiți, noi avem timpul nostru. Da. Și de asta munca cu boi de jug a fost totdeauna... foarte valorizat aici, pentru că se adapta și vitezei de lucru a unui ardelean. Da? Nu se grăbea, ce treabă avea el cu graba. E, vă mai arăt o poză unde se vede și clădirea și se vede un element foarte frumos, mocănița. A existat cale ferată îngustă care lega Sighișoara de Sibiu. Trenul avea, bineînțeles, poreclă. O zi. Pentru că viteza maximă era 15 km/h. Da. Prin prisma acestui fapt, repede a apărut porecla. Porecla trenului a fost prin țara, pentru că prindea fantastica viteză, da? Iar cele trei locomotive, fiecare locomotivă avea la fel o poreclă. Una s-a numit Luther, după Martin Luther. A doua s-a numit Schiller, după poetul german.
Și a treia s-a numit Galilei, care era cea mai înceată. Dar știți principiul lui Galilei și totuși se mișcă. Da, se mișca. E pur și simplu. În 1968, din păcate, regimul comunist a considerat că este vechi și nu este de actualitate. Și între Sighișoara și Agnita a fost desființată. Calea ferată există între Agnita și Sibiu până ziua de azi. Există o asociație acolo care încearcă să readucă un pic. Revenind la arhitectură, da, în Cafe Martini, toți intelectualii orașului se adunau dimineața la cafea. Se dezbătea politica zilei, se citeau cărți, se citea presa. Ulterior a devenit, să spunem, după război, până la naționalizare, până au venit comuniștii, asta știu pe relația părinților, au fost două surori, surorile Habermann, care produceau înghețată. Și imaginați-vă copiii de 2-3 ori pe săptămână, cam ce coadă se făcea, da, să consum înghețata surorilor Habermann, care în poveștile urbane ale orașului nostru s-a păstrat așa, băi, alea știau să facă înghițată în epoca respectivă. Da, și dacă tot am pomenit, haideți să descoperim anumite elemente din astea de meșteșug, care se văd și în arhitectură până în ziua de astăzi. Sper că ați luat micul dejun, da, că o să povestim un pic de brutari. Ok. Și o să mergem să vă arăt o casă care mai păstrează identitatea acestei meserii, unde cel puțin 3 generații au fost brutari, până în 1947, când regimul comunist a interzis inițiativa privată. Iar norocul orașului nostru este că respectiva clădire păstrează foarte bine particularitățile arhitecturale, printr-un noroc, fiind foarte frumos decorată, și în modelul de decorare avem identitatea asta a meseriei. Cu o poveste foarte interesantă care va reflecta, de exemplu, începând cu numele familiei respective, puteți să vedeți diversitatea etnică a Transilvaniei și background-ul. Numele este Țilinski, să se scrie cu Z, în limba germană Z se pronunță Ț din românește. Vă sună ca fiind nume german? Pare că nu. Este polonez. Familia a venit în epoca în care calfele călătoare călătoreau, s-a stabilit aici, a desfășurat afaceri în domeniul textil, iar partea interesantă a poveștii este că fiul, în perioada, să spunem, mijloc de secol XIX, studiază la Academia, cum avem noi, Academia de Studii Economice astăzi, da, Academia din Viena, dar realizează că 1848-49, 2 ani tulbur, revoluție, criză economică, vedeți bine că pandemie, război, criză economică, realizează că nu o să poată să continue să facă afaceri din textile și intră și învață meseria de brutar. Bun. Învață meseria respectivă, vine înapoi la Sighișoara și deschide o celebră brutărie care timp de 3 generații după el, până în 1947, era considerată cea mai bună brutărie din oraș. Da? Hai să vedem. Da, și spre norocul nostru, clădirea păstrează în totalitate. O vedem de aici? Condiții foarte bune. Se vede, este cea cu întreaga decorație în bazorelief pe colți. Clădirea aceea verde. Dar oricum o să ne apropiem, da, ca să puteți să identificați în elementele de decor. Cea verde, unde, din păcate, aveți acolo și acum funcționează în spate un birou notarial. Și reclama un pic obturează și, din nefericire, avem povestea cu cablurile. Paul, sper să termine cât mai curând. Și noi sperăm, dar nu facem politică. Nu facem, corect. Acum, dacă vă uitați un pic în aliniamentul de sus, stați să vedem că am și o chestie ajutătoare. Dacă aș și găsi-o repede, da, am rezolvat. Bun. Acum, dacă priviți cei doi grifoni, da, care țin la mijloc, ce anume, ce credeți? Un covric? Un covric, un covric, da, da. Vedeți, elementul distinctiv, da, cum s-a, da, gândit exact familia la epoca respectivă. Trebuie să-i imaginați că sfârșitul secolului XIX, prosperitatea a fost maximă. De ce? Păi uitați-vă cât de decorată este clădirea. Da. Aveți elemente de baroc. Uite aici, da? Uite aici, în dreapta. Aveți elementele specifice meseriei aici. Aveți neoclasic aici.
În epoca respectivă, cei care aveau potența financiară, în general, lucrau cu un arhitect. Și de asta, în Transilvania, foarte multe clădiri erau birourile de arhitectură de la Budapesta, foarte celebre. E să știți că Biserica Ortodoxă din Sibiu, care este foarte celebră, da? Este... toate planurile au fost făcute de o casă de arhitectură de la Budapesta. Cei care își puteau și își permiteau să plătească un arhitect, venea arhitectul și le dădea absolut toate elementele care să pună un pic în valoare chestiunea respectivă. Da? Și după cum vedeți, excepția acum dacă luăm reclamele și firele, cum arată? Casa stă într-o situație foarte bună până în ziua de astăzi. Da. Numai din păcate nu mai avem noi, spre deosebire de francezi care și-au păstrat boulangeria, noi suntem departe de a avea din nou poveștile respective. Este interesantă povestea de ce? Ca ucenic, el a cunoscut pe Strauss la Viena, din prisma obligațiilor sale ca ucenic, ducea în fiecare dimineață cornuri proaspete la cafeneaua unde Johann Strauss își lua micul dejun. În memoriile sale este menționat faptul că Johann Strauss îi făcea plăcere să mănânce cornuri proaspete dimineața cu unt, miere și ouă fierte moi. Da? Gândiți-vă un pic cât de puternice erau conexiunile, da? Și ce simplu era. Exista un fel de Uniune Europeană, așa, modelul imperial cum era, dar puteai să călătorești și puteai să te încadrezi în structura asta. Da, și după cum vedeți, întregul aliniament al așa zisei străzi principale, mult spus bulevard, dar este o stradă lungă. Dacă vă uitați cu atenție, absolut toate clădirile păstrează particularitatea asta. Da? Aici era atelierul, locuință, atelier, locuință, atelier, locuință. Da, da, da. Revenind la poștă, vă amintiți biroul? Aici era hanul poștei, clădirea asta eclectică de pe colț. Iar întreg spațiu de pe acel deal se numește până în ziua de astăzi lunca poștii. Deci acolo se țineau caii de poștalion. Ok. Da? Da. Venea poștalionul, trebuiau schimbați cai, odihniți cai, acolo se duceau. Dacă călătorea, de exemplu, veneai de la Viena și călătoreai la Bistrița, pe la noi se trecea. Deci se venea pe alineamentul, așa se mergea la nord. Înoptai aici și a doua zi continuai. De asta o călătorie dura, nu era o chestie care să fie așa rapidă. Bun, haideți să coborăm un pic pe aliniament, haideți. Să vă mai arăt niște elemente care ne pun în valoare identitatea asta meșteșugărească. Să vă arăt unde am avut primele farmacii. Da. Și așa, ca fapt inedit, unde credeți că s-a vândut pentru prima dată zahăr cubic la noi în oraș? Cred că avem nevoie de... La farmacie. La farmacie, da. Ok. Gândiți-vă cât era de scump și cât de extravagant se considera. Da. Lumea zice, păi și atunci cum supliniai chestiunea asta de dulce? Păi foarte simplu, cu miere. Cu miere, da. Era mai ieftină. Și la îndemână. Și la îndemână, da. Și avem încă un produs care pune foarte bine în valoare chestia asta, turta dulce. Da? Turta dulce era, gândiți-vă, numai acum 200 de ani. Aveați ciocolată? Nu aveați. Nu, dar turtă dulce. Crăciunul ce însemna? Împodobirea bradului? Din ce făceai? Păi din turtă dulce. Okay. Nu aveai să pui bomboane de ciocolată și chestii. Dar turta dulce era deja, cum să vă spun eu, o parte din meseria asta de brutărie. Poate nu neapărat numai la brutar, și gospodinele au învățat să producă, da, chestiunea respectivă. La fel avem elemente foarte așa, dacă vreți, într-o mai mică măsură, precum Sibiu. Sibiu se caracterizează printr-o densitate foarte mare de model arhitectural la nivelul acoperișului. Forma asta de ochi, da? Dumnezeu atot văzător. Da. Este un pic legată cu francmasoneria, dar francmasoneria în sensul bun. Știți, secolul XVIII s-a caracterizat prin iluminism. Francmasonii din epoca respectivă au dorit să aducă cunoștințele și educația la cât mai multă lume. Și asta este un pic amprenta francmasoneriei în Transilvania, venită pe filieră sibiană, pentru că lojele de la Sibiu erau cele mai mari. Vorbim de câteva sute de persoane care erau membri acolo și care au încurajat membru cel mai marcant, Bruckenthal.
Dacă să vedeți un pic cât a fost de vizionat, de exemplu, el a încurajat producția viermilor de mătase. Da? Plantarea de duz, hrănirea viermilor de mătase, a adus și a climatizat bivolul și așa mai departe. Atunci și arhitectural s-a transmis un pic modelul ochiului atot văzător, dublat de considerentul practic, pentru că sus era un spațiu de depozitare. Deci iată că am ajuns și deasupra spațiului de locuit. Exact. Ce credeți că se depozita? Ceva acolo? Ușor, clar. A, nu. Nu prea? Nu prea? Ce-i specific ardealului? Cum recunoașteți un ardelean? Cum? Pălinca? Da, dar lângă. Lângă. Șuncă. Șuncă. Noi îi spunem slănină, da? Da. Trebuie să știți că exista o cutumă. Slănina se folosea la munca câmpului. Deci tăiai porcul, întreaga procedură de tăiere a porcului, se făcea în decembrie. Însă, slănina nu se consuma decât strict după regula calendarului țărănesc. Și regula calendarului țărănesc spune așa. Când auzi cucu prima dată cântă în pădure, așa, te pregătești să începi munca câmpului. Asta fiind după jumătatea lui aprilie, de regulă la noi. La munca câmpului încep și tai din slănină. Ok. Și atunci, și atunci o puneai acolo, în pot. Din decembrie și până în aprilie, da, o puneai acolo. De ce? Păi primul lucru în spațiul respectiv este ventilația. Este la aer. Da? Ea oricum se săra. Slănina are o particularitate distinctă. Poți să o ții în sare, în permanență. Nu-și trage sare mai mult decât trebuie. Îi trebuie, da. Da? Cure sarea, e perfectă. Plus, era dublat pentru conservare și de procesul de afumare. Se afuma, da, mai mult sau mai puțin, funcție de gustul fiecăruia. Exact. După care era pus acolo. Acum, asta în istoria orașului a produs și dezastre. Trebuie să știți că la 1676 întreg oraș a ars. Din cauza asta? Unul dintre motive. A, de la afumare cumva? Nu. Arde, să știți. Aha, că slănina, okay, arde ca benzina. Da. Dacă pornește să ardă, nu poți să o stingi. Nu poți să stingi, da. Focul a rămas într-o zonă, o să coborăm încet spre zona respectivă, nu am reușit să identific exact casa. A rămas nesupravegheat, însă uitați-vă la aliniamentul caselor, în special astea mai vechi. Da, da? Da. E, gândiți-vă că mare parte, bună ziua, din acoperișuri era acoperit cu șindrilă de lemn. Imediat. Pe lângă șindrilă de lemn ai avut slănina, mă gândiți-vă cum a ars. Da. Incendiul a fost pe parcursul zilei, asta a dus la faptul că nu au fost pierderi de vieți omenești. Sunt menționate în arhivele orașului 12 persoane care au murit în incendiu. Uh-huh. Însă 654 de case au fost distruse. Wow. Pentru că nu avea, în momentul când acoperișul ardea, nu exista soluție. O să ne apropiem și de turnul cu ceas și o să vedeți că ar și turnul. Da. Și o să-mi spuneți că vorbesc bazaconii. Nu vă zic asta, dar ziceți-ne de ce oare. Pentru că e de piatră. Da, da, aliniamentul constructiv, ziua cu vânt, că asta a fost și nenorocul orașului nostru, a fost o zi cu vânt, ziua de 30 aprilie. Și focul s-a extins. Lumea pur și simplu nu a avut capacitatea să lupte împotriva focului și este considerat unul dintre cele mai mari dezastre, să le numim cu ghilimele de rigoare, naturale a orașului. Dar este legat și de slănină. Slănina a amplificat focul. Aliniamentul străzii principale, cum v-am spus, o să ajungem și la cele două locuințe care dau denumirea veche, da? Strada Țăranilor, Bauerngasse, Bayergasse. Însă trecem pe lângă o clădire care identifică din nou o meserie. Da, este specifică cu obiectul vestimentar pe care îl port și eu. Da. Este casa pălărierului. Vedeți din nou identitatea arhitecturală foarte specifică, da? Atelierul jos, locuința sus, inclusiv decorațiile respective, acoperișul foarte înalt, da? Cu panta respectivă. Iar basoreleful păstrează foarte bine identitatea asta a breslei respective, a meseriei respective. Da. Acum trebuie să știți, din păcate, că nu mai avem meseriași cum am avut înainte. Orașul nu mai păstrează aproape deloc. Nu știu dacă mai avem, cred că, doi cizmari care mai repară și un croitor care mai profesează din punct de vedere al meseriei. Însă pot să vă spun, de exemplu, pălăria care o port este făcută la lângă Odorheiu Secuiesc. Este o familie care încă face pălărie. Da? Ok. Deci, insular, așa mai păstrăm.
Și vedeți și aici diversitatea asta, pentru că clădirea respectivă putem să o datăm lejer la secolul XVII, după care avem diversele modificări de secolul XVIII-XIX, vedeți chiar un element arhitectural foarte interesant, o să ajungem la clădirea mai înaltă, e deja sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX, care păstrează un model constructiv foarte interesant și cam nespecific în spațiile unde exista comunitate și unde interacțiunea comunitară era foarte clară. Acum o să trecem un pic în spiritul ludic. Ia uitați-vă ce element de un semibalcon care îl aveți acolo. Care credeți că ar fi ideea? Dar atenție, dacă vă uitați cu deosebit atenție, o să vedeți că aveți fereastra principală și aveți și ferestre laterale. Da. Da. Deci trebuia să vadă oamenii care veneau, care treceau pe aici pe stradă? E un pic mai interesant. Da. Doamnele și domnișoarele, exista o cutumă morală. Nu se puteau plimba singure. Atenție, neînsoțite. Da. Însoțit însemna un frate, tatăl, soțul, dacă erau căsătorite. Deci un bărbat apropiat familiei. Moral, nu era voie să te plimbi după ora 16 singură pe stradă. Asta te declasifica din punct de vedere al cutumei urbane în spațiul în care trăia. Dar elementul de curiozitate exista și doreau să știe ce și cum. Și atunci avem elementele astea de balcon închis pentru a ține sub observație ce se întâmplă prin oraș. Prin oraș. Orașul nu păstrează așa foarte multe, avem încă, dar relativ puține numeric dacă le luăm. Dar este parte interesantă din modelul arhitectural. O să urcăm în cetate și o să vă arăt și acolo. Avem câteva de genul ăsta, unde era clar mult mai aplicat, mult mai... Da, și din nou, după cum puteți vedea, avem mixul ăsta. Următoarea clădire, de exemplu, este clar o clădire din nou de secol XVII, care mai păstrează foarte, foarte bine. Uitați-vă la dimensiunea zidurilor de intrare, da? Aliniamentul ferestrelor, acoperișul și așa mai departe. Totul este păstrat în cel mai bun model. Și vedeți din nou ideea de a avea zonele de meșteșug în care se intră, plus zona de intrare în curtea interioară. Legat de ziduri, ne-ați spus că sunt făcute din piatră. Când urcăm în sus, acolo în cetate, o să vă arăt exact cum arată pietrele respective, pentru că avem parte fără tencuială. Ok. Și atunci puteți să vedeți cum s-au ales. Ele nu sunt cioplite. Toată piatra asta care o vedeți în structura arhitecturală e găsită așa și pusă, efectiv. Da, aleasă, aduse toate împreună. Și cere care erau mai aplatizate, formate de natură, au fost alese și construit. De ce puteți să vedeți ca element distinctiv faptul că sunt din piatră? Uitați-vă, clădirile vechi nu au linie dreaptă. Da. Da? Ele toate sunt, dacă porneți de jos, uitați-vă acolo, unde porneți de jos cu o anumită lățime și se îngustează pe măsură ce urcă. Ca grosime ne referim. Ca grosime, da. Pentru că cu piatră nu poți să construiești ca cu cărămidă. Da. Și atunci îi dai o bază foarte largă. Mare, da, groasă. Și te îngustezi pe măsură ce urci. O să mergem la cele două clădiri distincte de case țărănești, acolo o să vedeți mai bine. Da. Aici este deja un mix, ce este mai eclectic, este deja linia drept. Dacă vă uitați la clădirea asta, deja clar, este neoclasic în general, după arhitectura ferestră. Da, asta de lângă noi, da? Dar vedeți că este dreaptă. Da. Și atunci clar este construit cu structură de cărămidă. Și de asta este mixul ăsta în toate direcțiile, da? Pentru că vedeți, modelele astea simple, astea merg 17-18 și atunci aveți 19-20, modelele secolele, mai decorate, vedeți elemente de decor, vedeți baroc, vedeți semibalconașul respectiv și acolo și aici, dar vedeți, aici nu mi-a ieșit. Da. Că deja a evoluat lumea, nu mai... Ideea de a plimba pe stradă a venit absolut firesc, dar nu mai era cutuma, băi, ești neînsoțită, nu prea ai voie. Da. Moda se schimbă oricum și, în special, Transilvania este foarte puternic influențată de Viena. Viena și Budapesta erau spațiile urbane care radiau înspre spațiile urbane din Transilvania. Da, câteodată cu scandal, imaginați-vă, vă dau un exemplu care este celebru. Introducerea balurilor dansante și apariția valsului
într-o societate conservatoare ca noastră a fost un scandal. Adică cum să danseze un bărbat cu o femeie așa apropiat? Așa apropiat, da. Nu-i voie. Și nu sunt nici soț, soție sau chestii de genul ăsta. A luat ceva timp până lumea a înțeles ideea respectivă. Da, și vedeți că întregul aliniament se păstrează relativ bine, cu mici intervenții, din păcate, cu modernitatea asta prost înțeleasă, dar arhitectural și structural este neatins. Mi-ați spus și despre culori, că da, astea sunt mai moderne. Culori, da, astea sunt mai moderne. Predomina albul înainte și albul și bleul. Da. Există povestea respectivă care argumentează faptul că culoarea bleosiel se obținea prin introducerea în amestecul de var, este simplu, apă var, da, a unui oxid care se găsește destul de des în zona Transilvaniei. Iar povestea spune că oxidul respectiv, prin particularitățile lui chimice, era neplăcut insectelor, în special muștelor. Da. Acum depinde de la zonă la zonă. Dacă o să mergeți în mărginimea Sibiului, în zona oierilor, a transumanței, acolo o să găsiți un albastru mai puternic. Acolo înseamnă altceva, înseamnă statutul social. Cât, știți, Miorița, că e mai ortoman, care oi mai multe, mândre și cornute, da? Acolo reprezenta bogăția. Da. Dar în spațiul sud-transilvan, așa, avem în sate și în orașe ideea asta de bleosiel, oxidul respectiv ținând insectele un pic la... Pentru că gândiți-vă, dacă aveai animale, absolut clar că ai insecte, da, diverse lucruri. Da. Am ajuns într-un punct care definește un pic identitatea numelui acestei străzi principale, care, după cum puteți observa, este foarte, foarte lungă. Da. Iar părerea mea este că această denumire este dată de cel puțin trei clădiri care păstrează identitatea asta arhitecturală. Dacă le vedem cele trei corpuri de clădire de aici, da, nu? Arhitectural, ele sunt în categoria casei valone țărănești. Așa. Este o casă tip vagon. Acum vedeți niște intervenții de modernitate, ferestre și așa mai departe. Dar gândiți-vă structural. Da. Casa este tip vagon, merge lungime. Da. Unde se termină spațiul de locuit, urmează grajdul de animale. Iar curtea, relativ îngustă, după cum vedeți, portalul de intrare. Da. Și portalul este specific țărănesc, este închisă în spate de șură. Dar șura este perpendicular pe spațiul respectiv. Iar vecinul construiește exact la fel, da, portal de intrare, și vecinul construiește exact la fel. Cele și trei clădiri, da, și se închide. Revenind un pic la modelul arhitectural, acum spațiul urban, după cum vedeți, are intervenții. Da? Da. Structural, cum am spus, se păstrează. De ce? Uitați-vă la beci. Da? Da. Vă amintiți? Varza și vinul. Da. E acolo, clar. Și, practic, întreaga structură lungă a casei este, subsolul este beci. Da. Unde se țineau alimentele. Imaginați-vă că nu exista frigider. Și atunci trebuia să ai soluții de genul ăsta. De asta avem sare, de asta avem afumarea unor produse, da? Cred că v-a povestit colega Carmen la Brașov. Cât de scump e piperul, da. Da. Și cam cum făceai bani din condimente. Da. Însă, dacă o să aveți ocazia să mergeți în spațiu rural, mai avem sate unde, dacă urcați un pic pe un element de deal, puteți să vedeți un lucru foarte frumos și interesant. Modul cum sunt aliniate șurile. Asta raportat la modelul arhitectural, da? Aveți casă, grajd, șură. În spațiile rurale se mai păstrează, urcând așa pe un element mai înalt, vezi cum toate șurile sunt aliniate. Ea, deci de fapt, o imagine deosebită. Reprezintă, modelul ăsta reprezintă o fortificație în micro. Uitați-vă la portal, da? Ce mare e. Și închis, până sus. Da? Cumva delimitând spațiul public de spațiul privat. Deci casele pe modelul ăsta sunt mici fortificații, de fapt. Pentru că vecinul construit exact la fel ca mine, da, îmi închide pe toate laturile proprietatea mea. Da. Șura în spate îmi închide dinspre grădina de zarzavat, da? Poarta în față îmi închide curtea. Da? Și atunci, în micro, fiecare casă este o mică fortificație. Da. Da? Și astea trei, încă cu modificările, cum am subliniat, din păcate, care le-a adus modernitatea,
sunt încă foarte clare modelul de case țărănești, deci arhitectură valonă, medievală, adusă de comunitatea care a fost colonizată aici, în speță ceea ce numim noi generic sașii. Am ajuns într-un punct unde punem în evidență din nou un pic, într-un anumit context, și spiritul ludic și anumite licoruri sau băuturi specifice. Cum v-am spus, tradiția în Ardeal este legată de vin și de pălincă, pentru că astea erau, puneau în valoare elementele naturale de aici. Însă trebuie să știți, foarte interesant, în special zona Sighișoarei, a devenit, în special în secolul XIX, întreaga regiune, hinterlandul orașului, producător de hamei. Într-un context foarte interesant. În momentul în care calea ferată a ajuns la Sighișoara, vorbim de ultimele 3 decenii ale secolului XIX, s-a constatat că planta respectivă se adaptează foarte bine microclimatului de la noi, iar cu ajutorul căii ferate poate fi exportată în principalele puncte sau piețe de desfacere care sunt până în ziua de astăzi, așa ca o glumă, cea mai mare națiune sau, dacă vreți, zonă europeană de băutori de bere, știți unde e numărul 1? Care? Până în ziua de astăzi? Bohemia, Cehia. Okay. Cea mai multe bere se bea în Cehia, pe numărul 2 este Bavaria și pe numărul 3 este Belgia. Băuturii de bere cunosc asta mai mult ca sigur. Și atunci s-a dezvoltat producția de hamei, pentru că, având conexiunea căii ferate, puteai să exporți în Bavaria, da, unde și era Bohemia, unde era cerere mare, hameiul. Da. Așa s-a dezvoltat și la noi în oraș o mică berărie, deci venind un pic mai târziu, care, din punct de vedere arhitectural, păstrează încă foarte bine, vedeți, berarul regal. Da. Întregul ansamblu arhitectural este foarte, foarte bine păstrat. Dublat de faptul, cum v-am spus astăzi, este sediul unei fundații care și-a permis financiar să mențină întreaga structură într-o, bravo lor, da, într-o condiție foarte, foarte bună. Da, și aici, pe stradă, în spate, unde existau dependențele, exista sursa de apă. Știți că pentru bere, berea este după oțel, al doilea consumator de apă. Ok. Ca să obții metodele vechi cu fermentare, cu timp, consumau 20 de litri de apă pentru litri de bere. Nu? Hameiul pus și așa mai departe. Da. Astăzi tehnologiile sunt un pic diferite și schimbate. Da, și atunci, practic, este momentul în care și berea a devenit, cum să vă spun eu, o băutură populară. Pentru că până în epoca când industria a făcut posibilă dezvoltarea pe scară largă, se producea bere, dar artizanal. Da. Și era în special apanajul călugărilor. Pentru că, revenind la modelul cu covrigul, ce credeți că a inspirat modelul covrigului? Păi, forma asta de 8. Așa? Forma de 8 de la covrig? Sau da. Ce? Da. De ce covrigul, de ce are covrigul forma asta? Păi, cred că mai bine nu spuneți dumneavoastră, să nu ce noi altceva. De la călugării, așa, care și așteptau așa, aha, rândul să primească porția de bere. Ok. Și covrigul a fost asociat cu berea, în special în ordinele monastice, pentru că ei aveau perioadă de post. Când nu pot să mănânce, însă puteau să bea o bere. Putea, da, să bea o bere. Și atunci a fost asociat berea cu covrig. Da, da. Acum, dacă o mergem în epoca medievală, trebuie să știți că apa nu era bună. Se bea vin și bere. Da, da. Pentru că și nu... la școală copiii în pauze beau un, da, pic de vin, da. Pentru că nu era potabilă. Da. Și există și în cadrul orașului nostru povești de genul ăsta legat de pârâu, când se spune, atenție, să nu vă faceți nevoile astea 3 zile, că facem bere. Adunăm apa și facem bere. Aha, ce tare! Asta s-a întâmplat destul de des în epoca medievală, să fie elemente de genul ăsta în care să fie puse... prin anunțuri publice, chestii de genul ăsta, acum producem berea. Da. Da, și aici avem forma de bere industrial și mai larg în orașul nostru. Trebuie să știți că a existat inițiativa după 90 pentru o scurtă perioadă, vorbim de câțiva ani, a fost o mini berărie artizanală, n-a rezistat pe piață,
Există trend în, la ora asta în România, dar este foarte greu să intri, știți, problemele e cu greuț, restaurantele, da, cu concernele multinaționale, da, care... Da, da, da. Da. Da, și păstrăm încă foarte bine, da, este, asta este strada, partea de mijloc a străzii țăranilor, da? Undeva acolo la colț și se trece la partea de sus. Da. O să revenim, să mergem înapoi spre zona fortificată. Bun, am ajuns din nou într-un punct foarte interesant, în special prin prisma poveștilor interbelice. Orașul nostru a fost conectat în ciuda structurii de drumuri și așa mai departe, la epoca respectivă era foarte conectat cu principalele spații urbane ale României. Și știu, prin prisma poveștilor locale, aici a funcționat, se vede anumite elemente de particularitate, de decor, da? Da, lei. Lei respectiv. Aici a funcționat o foarte celebră cârciumă în perioada interbelică. Am avut privilegiu să cunosc un descendent al fostului proprietar până în 47, care mi-a povestit elemente așa inedite, precum faptul că, cel puțin de câteva ori, regele Carol al II-lea a călătorit incognito, plăcându-i foarte mult să schimbe hainele cu șoferul. Așa. Conducând el mașina, okay, șoferul în spate, și îi plăcea să vină să petreacă ceva timp aici la cârciumă. Se știe chiar și o proveste în care a încercat să denigreze imaginea regală prin prisma de simplu consumator deghizat, încercând să denigreze tabloul regelui. Localnicii ne recunoscându-l, la epoca respectivă nu exista social media de astăzi. În schimb, când a venit șeful poliției, l-a recunoscut, okay, și s-a adresat cu formula majestate și așa au rămas poveștile astea legate de vizitele relativ dese ale familiei regale, oficiale sau neoficiale, pentru că am avut și foarte multe vizite oficiale ale familiei regale a României, începând cu Ferdinand, cu Maria, cu Carol al II-lea și cu regele Mihai fiind copil, vizite oficiale legate de armată, prezentare și așa mai departe, dar și celebrele vizite neoficiale, da, precum se știe, Carol al II-lea fiind considerat, da, cu ghilimele de rigoare, regele Playboy și așa mai departe. Însă recomand cu căldură o carte a Tatianei Niculescu, Carol al II-lea și Duduia, unde este mai nuanțată personalitatea, okay, nu este chiar așa. Nu de... e chiar așa. Da. Ca de obicei, în chestiuni de bine, genul ăsta... Bine, probabil că există un sâmbure de adevăr. În orice există, da, un sâmbure de adevăr. Dar nu e, da, chiar așa. Și de asta există în arhiva familiei, inclusiv, acum nu cu regele Carol, că nu a putut să-și permite să-și facă o fotografie cu el, dar există intrarea, proprietarul fiind un domn mai înalt decât mine și... Încă o dată așa de solid, da? Cu celebrul shorts, alb, frumos, încins, promovându-și cârciuma. Da? Da. După cum vedeți, este cumva la mijlocul străzii principale, avem o mini-intersecție aici. Da. Alinamentul stradal a fost total diferit. Aici s-au pierdut două sau trei clădiri, da, pentru că trecerea în zona respectivă era cu portal. Cum vedeți portal acolo, așa era o trecere, un portal dublu. O să vedem, adică ce vedem noi în stradă din față. De, exact, fapt, aici era un portal. Era un aliment de case, da, și legătura cu celebra uliță a Morii. Da, o să adică mergem acolo și o să vă dau explicația de ce îi spune până în ziua de astăzi ulița Morii. Da. La capătul ei exista moară mișcată de apă. Și acea denumire a rămas așa. Legătura era prin structura constructivă. Bun, acum cred că ar cam trebui să trecem strada și, da, să mergem un pic în... Da, trafic avem și aici, avem, ca și peste tot. Practic aici o să mergem la zona aceea de parcare, cu multe mașini care o vedeți. Da, cea din față. Era piața secundară. Cum am pomenit, în piața principală, accesibilitatea era doar pentru... cei de acolo? Localnicii de aici, de fapt. În special, da, legat de meșteșug. Da. De cei care își desfăceau produsele meșteșugărești. Da. Iar în piața secundară puteau să vină meșteșugari din spațiu, alte orașe, alte spații, adiacent sau, da, regional sau așa. Și puteau să-și desfacă produsele aici, da? Există așa o mini piață aici.
Deci aici era concurența. Da, da, venea concurența. Acum o să râdeți, dar din punct de vedere al concurenței, în momentul în care breslele încă dețineau de putere și influență, concurența nu exista. Ok. Știți de ce? De ce? Pentru că era reglementat inclusiv prețul. Okay. O pereche de cizme ar fi costat fix la fel aici, la Brașov, la Cluj. Ok. Pentru că breasla reglementa lucrul acesta. Haideți să luăm un aliament mai înalt, să nu... Exact. Să nu ne lovim de autovehicule. Până la muzică, acolo avem și muzică și zgomot. Da. Acum, cum v-am spus, ideea de breasă, să vedeți piața asta cam același triunghi. Da. Clădirea aceasta neterminată, exista un alt aliniament de clădiri și asta era piața secundară. Dacă vă uitați pe aliniamentul lateral, da, toate clădirile se păstrează încă cele vechi. Puteți să vedeți inclusiv modelul de inclinație. Iar strada se numește Ulița Morii. Merge aceea, da, înconjoară. Aceasta de lângă clădiri. Încă, să spunem așa, la vreo 150 de metri, da, în aval, clădirea nu mai există. Însă știm că acolo a fost o clădire cu moară, cu roțile de moară mișcate de apă. Acum, ce este interesant în piața asta secundară? În perioada comunistă am avut o mini-perioadă, să o definim așa, în care a fost permisă inițiativa privată. Un fel de... cum să denumim noi, știți că în anii 90 a existat un termen, se numea locație de gestiune. Ok. Puteai să preiei din patrimoniul statului și, de exemplu, cârciumă sau chestia genul ăsta, puteai să o administrezi. A fost vreo 6-7 ani. Impactul a fost așa de puternic la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, încât, din punct de vedere al poreclelor locale, piața se numește până în ziua de astăzi La Mitică. Ok. Undeva în colț, aici, la mijloc, așa, a existat o cârciumă administrată de personajul respectiv. A fost așa de populară, încât, până în ziua de astăzi, a rămas denumirea. Clădire nu mai există, mai există nimic. Dar localnicii așa s-au obișnuit. La unde ne vedem? La Mitică. Piața La Mitică. Sau La Mitică simplu. La Mitică simplu nu este singular. Mai avem, de exemplu, în anii 80 a fost foarte celebru un serial la televiziune, așa. Dallas. Da. Într-o anumită parte a orașului, așa, se păstrează până în ziua de astăzi, chiar dacă nu mai este cârciumă, atunci era cârciumă. Îi se spunea la Dallas, la cârciuma respectivă, da? Da. Sau avem în zona nouă a orașului, tot pe mandatar, mi-am adus aminte de termen. A fost o perioadă de 6-7 ani în care a existat modelul economic al mandatarului. A preluat și a condus privat afaceri de genul ăsta mici. Nu te lăsa la chestii mari. La chestii micuțe. Mitică a fost un mandatar. Iar în orașul nou avem tot așa un fost spațiu, tot cârciumă. Îi se spunea la ștrec. Okay. Pentru că și-al chema pe omul respectiv. Era, făcea parte din comunitatea germană și numele de familie era ștrec. Da. Am avut chiar așa discuții cu cei care mi-au cercetat. Și au zis, că vine din germană, de la ștrec. Am zis, nu. Eu locuiesc chiar pe strada aceea, mai avem un aliment de casă, nu? Și vecin, pe dânsul nu l-am cunoscut că a emigrat, dar pe doamna, până a plecat și ea, am cunoscut-o, doamna ștrec. Și au rămas denumirile astea, da, și ca să vedeți cât de important era piața în viața cotidiană și cât de mult translatează un nume de genul ăsta. Mitică, avem Ulița Morii și avem păstrată relativ bine întregul ansamblu de acolo încă original. O să trecem acum, să urcăm un pic pe Ulița Morii. Să vă arăt așa unde a fost o foarte celebră cârciumă. Da. Tot așa cu niște povești foarte interesante. Nu am locația ei, prezumtiv știu cam unde a fost, pentru că este una dintre cele mai vechi. Da? Vedeți aici, avem modelul ăsta de uliță medievală, da, adică foarte bine păstrată. Da, arată foarte bine. Tot modelul arhitectural. Un pic pietonal, se putea și mai bine, dar acum ca să parafrazăm, atâta s-a putut. Da. Pentru moment. Și aici, cum m-ați provocat,
Așa. Vă pot arăta și piatra. Piatra. Da? Aceasta este o gresie. Astea se găsesc până în ziua de astăzi în întregul spațiu sud-transilvan, care din punct de vedere geografic este definit ca depresiunea colinară a Transilvaniei. Foarte multă structură geologică este din acest tip. Avem straturi de argilă nisip și între prin presare piatra respectivă. Aici este o bucată foarte mare care încearcă să susțină un pic structura, da? Pentru că modelul vechi, neavând tehnologiile moderne, aici puteți să vedeți cât e de baza, cât e de largă, să susțină o clădire de mărime mare. Și aici puteți vedea diverse, dar o să le vedem mult mai evident, de exemplu, în structura turnului cu ceas. Astea sunt toate gresii. Da. Diverse forme, modelate de natură, nu de om. Ele sunt aduse, alese, găsite elementele de îmbinare și construit cu piatră. Da. Toată structura, și aici puteți să vedeți, uitați-vă, absolut toate clădirile, dacă vă uitați. Și următoarea. Uitați-vă intrându-o ăsta, cum merge. Da? Nu-i drept. Da. Sau baza ulterior îndreptată. Vedeți că e îndreptată baza. Acolo, da. Este foarte largă și după aceea, când merge în sus, se îngustează. Dar uitați-vă și aici. Nu-i drept. Da? Vedeți cum e? Curb. Curge. Da. Lin. Pentru că era foarte greu să construiești cu piatră, să poți să le aliniezi drept. Și atunci de asta sunt formele respective. Ulterior, cum am spus, când se construiește cu cărămidă, toate construcțiile care sunt pe forma asta sunt aliniate și fără niciun fel de problemă. Da, așa este. Da, și aici este, practic, ulița aia medievală care s-a păstrat întru totul. Da? Vedeți, micuțe, unele mai răsărite, unele... Uitați-vă și aici, cât. Da, e un curbă, pic, da? Are o curbă la interior, da. Structură foarte puternică de susținere și o curbă foarte... Da, cea verde. Uh-huh. O să continuăm în direcția asta. Servus. Da, se vede piatra și e special descoperită. Ia uite ce drăguție. Astea, aici o vedeți din nou, aici mult mai bine vedeți. Da, e făcută special. Da, ăștia sunt martori. Ca să vedem. Așa se numesc, o să vedem și în partea superioară, dar asta e toată gresie. Vedeți? Este doar adusă, aleasă, găsit o formă de pus împreună și construit. Da? Să imaginați că cineva sta să cioplească așa. Nu. Așa e găsită. Așa e găsită, da. Așa e găsită și e folosită în structură. Și vedeți aici contrafortul ăsta este de fapt de a susține masivitatea clădirii. Da. Și puteți identifica și aici fiind clădire veche. De ce? Uitați-vă cât vine acoperișul. Da. Da? Pot să vă spun că aici a funcționat corul bărbătesc al orașului. Vă puteți imagina un spațiu urban cu 20, hai să spunem rotund, Sărmâna, 25.000 de locuitori, să aibă un cor bărbătesc format din 400 de membri? Un cor mare? Da. De ce? Nu toți puteau în egală măsură să participe dacă aveau un eveniment și atunci se suplineau. Da. Și atunci aveau un spațiu dedicat. Și este spațiu dedicat corului bărbătesc. Da. Ei fiind organizați într-o formulă asociativă. Elementele astea toate s-au fost organizate în formule asociative. Mai din păcate, în 1947, odată cu regimul comunist, formulele asociative au fost puse jos. Eliminate, da. Acum, avem o întreagă discuție, deși avem un nume veche aici, Iosef Greff, și știm că familia respectivă producea lichioruri. N-am reușit încă să identific exact dacă clădirea asta sau clădirea de lângă a fost o foarte celebră cârciumă, care se numea Heimat. Heimat înseamnă patrie. Și era legată de, în special, era folosită de meșteșugar și în special de breslele, de membrii breslelor și de categoria numită calfe călătoare. Ok. Ați văzut vreodată o calfă călătoare? Nu. E, să vă arătăm. Cred că o să vedem acum. Să vă arătăm o fotografie. Da? Păi călătoarea aia care ați văzut-o dumneavoastră. Da? Nu sunt doar... Hai să... Nu sunt două... Nu. Haideți că vă explic. Ce însemna o breaslă? O breaslă era organizată ca o asociație a unei meserii. Vă amintiți lista aia lungă de meserii care am avut-o, da?
E, fiecare meserie se organiza într-o breaslă, cum v-am spus, nu era voie să profesez în afara breaslei, iar fiecare breaslă avea 4 niveluri de calificare. Ok. Se începea ca ucenic. Da. Dumneavoastră, când împlineați frumoasa vârstă de 14 ani, în unele cazuri și mai repede, părinții... Te ducea părintele, îți dădea voie sau... Da. Pe prima dată vă ducea de probă. Da. 2 luni stătea de probă. Și meșterul îi spunea, băi, băiatul tău... Da sau nu. Parcă are. Sau, băi, nu, n-are nimic, lasă-l, nu-l forța, că... După 2 luni de probă, se făcea un contract. Părintele dumneavoastră trebuia să plătească meșterului să vă ia. Nu bani, neapărat. De exemplu, trebuia să aducă meșterul o anumită cantitate de ceară. De ce? Păi, breslele aveau o conotație puternică cu biserica și ceara era donată bisericii și se făceau lumânări. Da. Ca să vedeți cum se închide cercul. Da, 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 un cerc. Vă primea meșterul. În momentul în care vă primea, apare ideea de atelier-locuință. În momentul respectiv, dumneavoastră ați fi plecat de acasă. Da. Nu mai locuiați cu părinții. Da. Din momentul respectiv deveniați membru al familiei meșterului. Da. Pentru perioada de ucenicie aveați casă și masă, dar nu aveați venit, nu aveați salariu. Acum, funcție de abilitățile dumneavoastră putea să fie între 3 și 5 ani perioada de ucenicie. Am găsit funcție și de meserie. Da. Acum, la tunzător de postav probabil nu v-ar fi trebuit mult. Da. Dar la constructor de clopote, de ceasuri, de lăcătușerie, ați fi avut nevoie să învățați. E, în momentul în care se considera că sunteți apt să treceți în categoria superioară, dădeați un examen. Da. Și din categoria de ucenic deveneați calfă. Diferența era, erați considerat muncitor profesionist. Erai plătit. Primeați remunerație. Da. Se întâmpla să rămână să locuiască cu meșterul în continuare. Acum, ca să dăm o notă de umor. Ce credeți că se întâmpla în cadrul unei familii de meșteșugar când brusc murea soțul, capul familiei meșterul? Devenea calfa un stâlp mai doamna, important. Doamna, soția, așa. Avea voie să conducă afacerea, da, un an de zile, ca și soție de... Și după un an de zile, Dumnezeu, de regulă, se mărita cu cea mai experimentată calfă, okay, din cadrul atelierului, pentru a duce afacerea mai departe. Ok. Da? E la și o diferență de vârstă, probabil, dar trebuia să ducă asta, meseria mai departe. Deci, în general, soția alegea, okay, calfa cu talentele cele mai mari de a, da, putea să ducă meseria mai departe. Acum, și perioada de calfă putea să fie diferită de la meserie la meserie, de la persoană la persoană. La un moment dat, când calfa considera că are suficiente cunoștințe, își întreba meșterul: meștere, ce zici? Mă calific să devin, și acum venim la fotografie, calfă călătoare? Ok. Ce însemna să fii calfă călătoare? Să ducă în alte țări, să-ți poate chiar. Să îmbunătățești experiența. Da. Să știți că noi privim astăzi lucrurile așa la modul simplist, Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a existat. Da. Modelul acesta de calfă călătoare subliniază existența Uniunii Europene. Da. Și acum, dacă venim un pic la detalii aici, o să vedeți niște lucruri. Cum recunoșteai meseria? Așa. Prin elementul ăsta foarte micuț, care este astăzi purtat pe cravată. Dar care, în epoca medievală, nu era purtat pe cravată. Bună ziua! Bună ziua! Respecte! Bună ziua, bună ziua, scuzați! Era purtat în ureche. Și de asta, de exemplu, în limba germană, avem o denumire așa mai peiorativă, Schlitzohr. Asta desemnând un om cu moravuri îndoielnice, în ce sens? Neserios. Ok. Pentru că meșterul avea drept să-ți mulgă semnul. Schlitzohr înseamnă ureche crestată, literal. Ok. Tradus. Însă, vedeai o calfă așa, știai, bă, ăla nu a fost serios. Nu și-o văzut de treabă. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Și era elementul de identificare când te duceai în altă localitate. Haideți să dăm prezumtiv. Se pleca din Sighișoara.
primul mare spațiu urban unde te opreai la Budapesta. Da. Bratislava, Dresda, Lübeck, Lüneburg, Bremen, Hamburg, Londra, asta era itinerariul. Păi ce făceai? Deci să presupunem că eram dulgher. Îți căutai în Budapesta semnul. Unde-i semnul? Aha. Da? Băteai la poartă. Bună ziua, bună ziua. Fiind îmbrăcat așa, da, și purtând semnul, până la identificarea legat, că o să vă arăt și partea de documente, o, fratele nostru. Corect, da. Haideți înăuntru. Se făcea o ședință și în cadrul ședinței meșterii erau întrebați la dulgher. Uite, a venit Iohan din Sighișoara. E dulgher. Și are, este în timpul călătoriei. Cine are nevoie? Și atunci cineva se ridica și eu am nevoie. Și atunci tu, ca și calfă călătoare, mergeai la el și profesai, stăteai, locuiai și învățai. Acum, ce am găsit eu? Cele mai puține ca timp, 3 ani, cel mai mult 8 ani. Da. Ha? Și te muți din oraș în oraș. După 8 ani vii acasă, da, cu și ai un bagaj, da, da, mare. Și ai dreptul să dai examen, uh-huh, să devii meșter. Da. În momentul în care treci respectiv examen, de regulă se trecea pentru că ajuta foarte mult experiența respectivă, puteai să-ți deschizi atelierul tău. Uh-huh. Să ai calfele tare. Asta era autorizația pe vremea, da, aceea. Să ai dar atenție, în cadrul Breslei, da, nu puteai profesa în extra. Și trebuie să știți că și în ziua de astăzi, 3 spații europene mai păstrează, spațiul german, spațiul francez, spațiul elvețian, și sunt calfe călătoare care vin în Transilvania. De ce? Este cerută experiență în lucrul lemnului tradițional, în lucrul metalului, da? Elemente de genul ăsta, și sunt meserii cerute pentru clădirile vechi, biserici, da, și așa, da, mai departe, care trebuie restaurate. Că încă mai trebuie recondiționate. O să râdeți. Da. Și în ziua de astăzi, cei care călătoresc așa, își asumă niște reguli. Nu au telefon mobil. Nu e cam mult pentru ei? Nu pentru zboară om cu avionul, nu, aha, folosesc trenul. Da? Ok. Doar mijloace locale de transport în comun. Da? Întreaga avere e aici. Nu au nimic. Dacă mă înțeleg, trebuie să știți că în epoca medievală asta era și un semn de recunoaștere și un semn de protecție. De ce? Nu erau atacați. Da. Pentru că se știa, băi, ăsta e o calfă călătoare, ce să-i luăm la ăsta? Da. Boi de la bicicletă, că nu are. Nu e vreun boier, da, da. Dublat de faptul că întreaga uniformă transmite mesaje. Ce credeți că sunt 6 nasturi la tunică? Ce? Câte zile munciți pe săptămână? Aha, 6 deci zile cât, munciți, cât de muncitor e? A 7 mergeți la biserică. Uh-huh. Acum la vestă sunt 8, dar asta e mai modern. Uh-huh. Trebuie să știți, da, că în epoca medievală erau 12. De se ce? Se muncea 12 ore pe zi. De la 6 la ora 18. Și ce nu se vede în fotografie sunt nasturii de aici. Ăștia reprezintă anii de călătorie. Cât, wow, călătoriți. Dar fiecare an îți mai coșul, îți mai coșul, îți mai coșul. Și este element de identificare și pe lângă uniformă mai exista și pașaportul. Așa arăta un pașaport de călătorie pentru o calfă. Da? Îl vedeți? Da. Este în limba germană, în gotică. Da. Da. Iar aici este partea ce o avem astăzi la datele biometrice. Așa. Descrise, da? Da? Foarte plastic. Înălțime, culoarea ochiului, culoarea părului, statură, solid, așa. Și acum la cartea asta de călătorie sau pașaport, cum o denumim, partea cea mai importantă începea cu pagina următoare. Da. De fiecare dată când plecai de la un meșter, deci ai terminat stagiul de 4 luni la Budapesta și te muți la Bratislava. Înainte de a pleca, meșterul scria despre tine. Atenție, prima propoziție nu este despre cunoștințele efective, ci despre moralitatea. Cât de moral ai fost. Doamne ferește să te salute meșterul înainte. Tu trebuie să saluți meșterul. A doua propoziție despre abilitățile profesionale, meșterul semna, asta era de mare importanță, da, și asta era sigiliul lui. No, acum imaginați-vă cel puțin, respecte, cel puțin 20 de opriri de-a lungul celor 8 ani. Cam cât de groasă era cărticica.
E, și ăsta în timp... Da, era CV-ul lui, practic. Exact. Gândiți-vă când se întorcea, se făcea ședință în breaslă, meșterii stabileau un task. Acum, nu vă gândiți că trebuia să faci, să finisezi un... Îi se dădea un subansamblu, să spunem, în dulgherie, un binare. Avea timp de la răsărit la pus, ăsta era timpul de muncă. În timpul respectiv, meșterii studiau și citeau CV-ul. După care deliberau, după care îi se acorda statutul. Statutul era clar o diplomă, pentru că breasla era organizată. Avea ladă de breaslă, avea sigiliu propriu. Deci... Și din momentul ăla avea dreptul de a profesa sub titulatura de meșter. Da. Își deschideau un atelier. Da. Cei care... Acum, Transilvania este, are particularitatea asta, a păstrat cel mai mult privilegiile breslelor. Undeva până în a doua parte a secolului XIX. Când, în momentul când regimul devine dualist, aici devine maghiarii sunt cei care desfințează privilegiile breslelor, pentru că ăsta era împotriva dezvoltării. Revenind la ideea aia, v-am spus cu respecte, costa la fel. Pentru că breasla, la nivel local și regional, se stabilea, se întâlneau, aveau ședință și regional. Câți pantofi producem anul ăsta? 4.000 de perechi. Păi 4.000 se produce. Da. La ce preț vindem? La prețul ăsta. Atenție, la ce calitate? Că aici e interesant cum era verificat aia. În cadrul breslei locale, exista un meșter care n-avea atelier. Da, era meșter. Ok. Era controlorul tehnic de calitate. Ok. Te trezeai cu el la ușă, nu aveai voie să nu-l primești. Da. Nu se spune, nu-i spunea când vine. El venea. Am venit. Era recunoscut, știa toată lumea cine e. Și verifica. Ai folosit piele de calitate, ai pus, ai făcut petecel? Da. Prima abatere era amendă. A doua abatere ajunge la judecător. La judecător, direct. Da. Da. Niște reguli foarte. Și de asta modelul de breaslă era foarte bine reglementat. Și apoi a fost desfințat în sensul că manufacturile și industria nu putea să dezvolte, că ăștia țineau. Zicea, băi, nu, 4.000. Am zis 4.000, nu produce mai mult. Da. Asta era standardul. Și asta a făcut ca Transilvania să fie regiunea europeană cu cel mai îndelungat model asociativ. Ei, bineînțeles că s-au transformat în asociații, dar n-au mai avut puterea să impună regiunea. Da. Deja a fost o explozie. Și acum, din 2004, în special în zona Sibiului, puteți să-i vedeți. Da. Vin din nou. Eu pot să vă dau un exemplu, pot să-i folosesc și numele, că este destul de celebru, Cristian Rummel, venit așa, este german, german, nu sas, și s-a stabilit într-un sat și și-a deschis atelier și are chiar mult de lucru. Da? El fiind rotar, știind să fac, și chiar a refăcut și restaurat trăsuri vechi. Da. Da, având cunoștințele necesare, lucrează mult în dulgherie. O să vă arăt pe parcurs niște îmbinări, așa încă să înțelegeți. Există structuri de lemn îmbinate fără metal, unele care au 200 de ani, de exemplu, dacă mergeți la Saschis și urcați la biserică, 80% din acoperișul bisericii, care, apropo, are 18 metri înălțime, nu acoperiș, da, este structură de lemn îmbinată, fără cui, pe 4 nivele, 18 metri înălțime și stă și în ziua de astăzi. Da. 80% din sistemul de grinzi. Da? Asta înseamnă dulgherit. A, ca să fac o glumă, meserie... cu ghilimele de regoare, tehalesc. Exact, o știm. O avem și noi. Comparativ cu, nu vreau să fiu rău sau să fiu greșit înțeles, cu meseriași de astăzi care nici după desen nu știu să facă. Și nici nu prea mai găsim meseriași. Asta e perfect adevărat. Da. Vedeți, din nou ne apropiem de zona de piață și să vedem dacă găsesc repede fotografia. Să vă arăt aici, din păcate e cam modificat, nu se mai vede. Da. Aici a fost una dintre cele mai celebre măcelării. Să vedem, o găsim. Câteodată am prea multă documentație. Ce se întâmplă? Sper că nu suntem atacați. Nu, sper și eu. Mă uit să văd ce înălțime, la ce înălțime zboară, că o să vreau să ridic eu drona. Da, știți cum e. Totdeauna când cauți, nu găsești. Asta este fostul han de pe colț. Dar
O să mă gândesc un pic să vedem în care parte este. A fost măcelărie și la ce vă uitați aici? Da. Nu știu în ce măsură ați ajuns vreodată. La Brașov se vede foarte puțin, cel mai locvent se vede la Bistrița. Este un ansamblu, se numește Șugălete, cu niște arce, da, care făceau, partea asta era deschisă. De fapt, asta este ține de piață. Și structura asta asigura posibilitatea de desfacere produselor mai perisabile, să nu le ții în zona de piață. Mă refer la carne și brânză. De asta și ulterior aici a fost o celebră măcelărie, familia Winter. Da. Acum, din păcate, asta este modificată, da, în secolul 20. Dar, când o să ajungeți vreodată la Bistrița, o să înțelegeți Șugăletele. Este un ansamblu arhitectural foarte lung, mult mai lung ca ce avem noi aici, care păstrează arcade deschise. Da? Vedeți aici, cumva, ele simbolic sunt așa. Da. În epoca medievală nu a existat zid. Au fost arcade. Și puteai să intri și marfa era expusă acolo și era ferită de soare, de ploaie, de chestii de genul ăsta. Da. Asta totdeauna, modelul ăsta este specific zonei de piață. Unde s-a desfășurat piața, acolo ați avut modelul ăsta constructiv. Și este o parte de ansamblu care a rămas până în ziua de astăzi și așa se și numeau, erau halele pieței în epoca respectivă. Familia Winter era foarte celebră, că, la fel ca și Țilinski, sunt... Dă-te puțin într-o parte. Da. Avem problema asta mare. Haideți să mai caut în sacul meu cu povești. Ce faci, mai stai în fața mașinii? Okay. Poate reușesc să găsesc repede fotografia aia, să o vedeți. Avem foarte multe chestii vechi aici la noi. Aici puteți să vedeți din comunism, că am fost în piața aia mică. Și să vedeți cam cum arăta în comunism la Mitică. Nu e diferență mare. Nu. Deci partea este, din nou se vede partea care a rămas până în ziua de astăzi, da, foarte bine, da, păstrată. Haideți să mergem în zona de... Ah, hai că am avut noroc. Unde să stăm să... Intrăm în parc sau aici pe... Da, dar aici nu cred că stau taximetriști și... Suntem chiar în fața unui punct sanitar. Râdeți, dar să știți... Ce a fost aici? Că este cel mai important. Bun, atunci hai să rămânem aici. În meseria noastră... Așa. A, da. Că ieși cu un oaspete... În turism, da. Sau că ieși cu 100, să știți că prima întrebare este totdeauna unde este toaleta. Da? Așa e, da. Din păcate... Lăsând la o parte faptul că nu facem politică sau așa, administrațiile, indiferent de nivelul lor, ignoră problema asta, din păcate. E, aici avem celebrele măcelării ale familiei Winter, care au fost frați și nepoți, venit din spațiul austriac. Ei au fost primii care au introdus consum mai larg de carne de vită. Știți, în Transilvania nu s-a folosit carnea de vită. Știți de ce? De ce? S-a crescut vite, dar pentru lapte. În orice sat mergeți, o să întâlniți dangale. Știți ce este o danga? Semnul cu care se marcau vitele, valabil pentru tot satul, pentru ciurda satului. Așa. Și știți ce însemna asta? Păi nu putea să fure nimeni o vacă și să o vândă, da, că trebuia să era însemnată. Iar vaca nu se tăia decât dacă era bolnavă sau așa, pentru că vaca asigura lapte, da, pentru familie. Și de asta, în Transilvania, cea mai bună legumă e porcul. Nu tăiai vaca, decât dacă erai chiar obligat. Ei, porcul. El vine pentru prima dată, vine din spațiul catolic austriac, deja erau protestanți aici, și introduce elemente legate de carnea de vită, vine cu tehnica asta îmbunătățită a fumatului, pe diverse nivele, a fumat uscat, a fumat mai umed, și a devenit foarte, foarte celebru în oraș. Ei mergând... localnicii și așa și știu, chiar dacă vedeți clădirea în secolul 20 a fost modificată. Toată lumea știe coțul, adică la vintă. Cu roz sus, da? Exact. Da. Da. Deci este cum o vedeți aici. Da. Așa a funcționat până în secolul 20, da? Și rămânând în istoria orală a orașului, familia Winter este foarte celebră, la fel ca și Țilinski, la fel ca și ce vreți dumneavoastră, pentru că au fost câteva generații de măcelari. Da? Și vedeți cumva zona era adiacentă cu halele care deja deveniseră neîncăpătoare. Atunci măcelăria era mutată în zona respectivă. Da.
Și dacă vreți, acum dacă tot sunt la... să vă arăt și elemente de petrecerea timpului liber la Sighișoara. Așa. Credeți că avem chestii noi, noi am inventat ceva nou? Nu cred, păi, dar vedem acum. Nu știu în ce măsură știți, dar... da, am mult prea multe și totdeauna durează până le găsesc. Nu-i nimic. Și conform legii lui Murphy, totdeauna la urmă. Da. Ia uitați-vă. Element de atracție și de inedit. Da? Puteți da. Să identificați. Ceva cu o plasă. Da, și uitați-vă aici sus. A, uite, se mergea pe... A, da, gata, acum am văzut. Da? Uh-huh. Vedeți? Un da. Element de circ. Da. Nu știu în ce măsură știți, dar am avut privilegiul orașul nostru să aibă reprezentare și cu celebrul Buffalo Bill, care a călătorit cu vagoane, cu sute de... și făceau reprezentație de cowboy și de indieni. Este menționat în... a ținut reprezentație inclusiv la Sighișoara, da? Și este un model, toată arhitectura e acolo, dacă vedeți. Da. Clădirea asta vis-a-vis. Este clădirea de colț acolo. Da. Da? S-a legat respectiva, respectiv element de acrobație, da? Și a încercat să facă o prezentare de genul ăsta. Deci exista amuzament și în epoca respectivă, chiar dacă nu erau suporturile de social media. Da. Da, da, și aici, dacă tot suntem în colț, haide să vă arăt două elemente ia. Care sunt foarte caracteristice. Și care se păstrează încă relativ bine. Deci aici pot să vă arăt cea mai veche farmacie de la noi din oraș. Așa. Care e și acum este... farmacie? Nu. 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 Din păcate astăzi suntem la multinaționale, multi... Da, da. Corporații. Acum, dacă vă uitați un pic acolo, puteți să vedeți semnul foarte interesant. Da. Uitați-vă cum este orientat șarpele. Cu capul în jos? Exact, pentru că erau domenii care nu erau așa cunoscute. Ea a suferit modificări, modernizări. Însă știm din documente cel puțin 300 și de ani vechime. Da. A avut o istorie, mai ales înainte de naționalizare, foarte controversată. Un membru al acestei familii, timpul războiului, a colaborat cu regimul nazist. Și este celebră, sunt și două cărți care... Farmacistul de la Auschwitz. Aha. Și era un membru al acestei familii, se numea Capesius. Este numele lui. Lângă, avem un lucru foarte interesant de model organizatoric. Nu știu în ce măsură reușiți să identificați acolo. Așa, ce e reprezintă, sau ce acolo? Ce reprezintă acel simbol? Un stup de albine. A, un stup. Este o simbioză între cameră de comerț și bancă. Acum 120 de ani aproximativ, asta este o clădire de început de secol 20. Astea sunt vechi, uitați-vă, acoperiș, da, da, structura, care sunt toate vechi. Da. Da? Aici e modificat, până în secolul 20 a fost diferit. În secolul 20 proprietarul de atunci a modificat. Camere de comerț și bancă, toți oamenii de afaceri locali și-au dorit să aibă o formă asociativă, să ajute reciproc, să-și acorde împrumuturi cu 2% dobândă, nu cu așa, și să încerce să dezvolte afacerile locale. Și, din fericire, în ziua de astăzi este relativ bine întreținut și restaurat și funcționează, nu mai funcționează ca și bancă, dar clădirea este de patrimoniu și redă un pic ideea asta de comunitate și de lucru împreună. Acum încet, încet o să urcăm spre spațiul superior. Ușor, ușor ne îndreptăm către către cetate. Zona fortificată, către zona fortificată. Vedem și acolo ce și cum. Da. Deci încet, încet părăsim zona inferioară a orașului medieval și ne îndreptăm spre zona superioară, zona fortificată. Te rog, întoarce puțin camera, Nina, să vedem ce înseamnă părăsirea. Da, da, înseamnă acest drum pe care vedeți am urcat. Cale de acces, da, cu modele arhitecturale stânga-dreapta încă tradiționale, în special aliniamentul din dreapta. Vedeți linia curbă a structurilor, pornind de la bază și mergând până la nivelul acoperișului. Da. Este principala legătură între orașul de jos și fortificație.
La modul practic au fost două intrări. Putem să o considerăm asta poarta sudică, iar de fapt întreaga clădire care a fost adăugată la nivel de secol XIX aici este primul aliniament de apărare a porții sudice. Odată cu transformarea structurii militare în structură civilă, aici a funcționat școala de muzică și funcționează din nou astăzi. Și puteți să vedeți două din personalitățile care au performat aici. La lista asta putem adăuga pe Liszt, Franz Liszt, îl putem adăuga pe Enescu. Enescu a fost de multiple ori aici. Putem evidenția faptul că la momentul aniversar al 50 de ani de viață a dat un concert la Sighișoara. Ca să vă formați un pic ideea de ce înseamnă viață culturală, facem o paralelă. 100 și de ani în urmă, orașul avea mai mult sau puțin aceeași populație ca și astăzi, 20 și, să spunem 25.000 rotund. Însă, la momentul respectiv exista o orchestră simfonică, dar care, culmea, spiritul ludic al sighișorenilor se numea semisimfonică. Nu toți aveau studiu conservatorului. Aha, aveau liceu de muzică, dar nu toți membrii, însă erau 50 de instrumentiști. Exista o asociație corală bărbătească, 400 de membri, o asociație corală feminină, 200 de membre, plus 3 fanfare. Asta vă dă o imagine a cât de activă era viața culturală, trupă de teatru, se făceau spectacole de teatru. Și atunci a venit ideea de a transforma zona asta de fortificație, secolul XIX nu mai era nevoie să aperi nimica, în școală de muzică. A avut o istorie relativ tumultoasă. Bucuria noastră actualmente este că este din nou școală de muzică. În special după amiaza o să puteți să auziți instrumente. Există încă profesori dedicați și elevi care vin zilnic și studiază un instrument. Un corp al întregului ansamblu poartă până în ziua de astăzi numele ăsta local, cum ați remarcat, ne place să fim ludici, așa, Sala Zander. Sala Zander este, de fapt, denumirea după un personaj foarte celebru în perioada interbelică, care organiza foarte multe evenimente. Și tot fiind un om cu un spirit ludic deosebit, făcea tot felul de glume. Și sighișorenii obișnuiți, balurile, balul de primăvară, carnavalurile, care erau un fenomen firesc în spațiul nostru, Zander se ocupa cu menținerea bunei dispoziții. Și numele a rămas așa de puternic imprimat în conștiința locală, încât anumiți localnici care trăiesc și au o conexiune puternică cu orașul, încă folosesc terminologia asta. Cum v-am spus, și mandatarii, la Mitică, la Ștreg, la Zander, se folosesc nume din astea care au rămas în conștiința locală. Acum, dacă translatăm așa ușor, trecem pe sub primul aliniament și o să identificăm un spațiu foarte interesant, cu, din nou cu un nume foarte bine definit, pe partea stângă, în special, este celebrul culoar al doamnelor în vârstă. Da, cel de aici, din lemn. Cel din stânga. În ideea în care limba germană este o limbă literară, făcând așa o paralelă, în limba română îi spune culoarul babelor. Ok. Dar limba germană nu are cuvântul respectiv. Uh-huh. Și atunci se definește ca fiind Weg der alten Frauen. Culoarul doamnelor în vârstă. Da. Și aici, dacă mergem înapoi la dulgherie, o să vă arăt cum se făcea o asemenea construcție. Nu vedem niciun cui. Nu, uitați, este în malemn. Da? Structura de grindă este cea veche, 200 de ani aproximativ. Vedeți, când s-a restaurat recent, s-a schimbat lații care susțin țigla. În rest, este grinda veche. Și puteți să vedeți marcajul. Da. Elemente de construcție asemănătoare, precum acesta sau o întreagă structură de acoperiș, se construia jos, se îmbina, se verifica dacă corespunde conform cu planul căruia era destinat, după care se marca și se îmbina marcaj la fața locului. Uh-huh. Da? Acestea sunt marcaje. Să știi la fața locului care grindă se potrivește cu care grindă. Da? Da. Cioplit intrându-l, date găurile respective, bătute cuie de lemn și vedeți cum rezistă până ziua de astăzi. Da. Da? Asta ne duce din nou la importanța
dobândirii meseriei în pașii respectivi. Ucenic, calfă, calfă, călătoare, meșter. Da. Păi când erai meșter, știai să faci asta. Nu trebuia să dai niciun Google search sau să vezi un tutorial pe YouTube. Da. Știai să faci lucrul respectiv. Da. Și practic culoarul are o, necesitate practică. De ce? Pentru că în perioadele de iarnă, când planul acesta înclinat era acoperit de apă și gheață și zăpadă și accesibilitatea în perimetrul superior era mai greu, asigura protecție. Pentru că era mai des folosit de doamnele în vârstă, domnii având orgoliu, însă cu un vocabular mai colorat, așa domnii au pus porecla. Da? Okay. Domnii încercau pe aici să-și găsească loc și majoritatea doamnelor în vârstă îl foloseau. Da. Și atunci de asta a rămas în toponomia locală culoarul doamnelor în vârstă. Da. Și acum urcăm încet, încet spre al doilea aliniament. Sunt trei sisteme, trei aliniamente de poartă care să apere intrarea. Da. Și vedem și elementul distinctiv al cetății și al orașului, turnul cu ceas. Da. Care la bază a fost un turn de poartă. Da. Însă... Deci, practic, la a treia poartă ar fi turnul, da, nu? Da, o să ajungem la baza lui. Asta e a doua pe care o vedem aici. Asta e a doua și ajungem la prima. Inițial a fost un turn de apărare, turn de poartă. Puteți să vedeți foarte clar gurile de tragere. Și atunci a putut să identificați scopul lui. Deci nu a fost, de la bun început, nu a avut acesta identitate arhitecturală. Însă, aproape două secole, a servit drept sediu de primărie. În momentul respectiv s-au mărit spațiile pentru ferestre, să ai lumină, neavând energie electrică. I s-au adăugat simboluri, de exemplu ceasul, figurinele. Da. Elementele cele mai importante pentru epoca medievală care să sublinieze statutul juridic al orașului, turnulețele, patru turnulețe în fiecare colț, da? Iar un element racordat cu turnulețele, puteți să identificați ce reprezintă figura asta? Cine bate și până acolo? Eu nu prea bat. Este reprezentarea călăului. Pentru că cele patru turnulețe reprezintă curtea de judecată. Da, că se fac execuții. Curtea de judecată dă sentința capitală. Da. Deci cel din dreapta e călăul. Da, uitați-vă, sunt două figurine în registru inferior. Deci figurina din stânga este omul cu clopot. Pentru moment, paranteza acum, pentru moment ceasul este oprit, deliberat. El funcționează, dar este oprit pentru lucrări. Cum lucrările sunt de așa. În momentul când reintră în funcțiune, omulețul din stânga bate ora exactă. Okay. De la 1 la 12 bătăi. Sistemul funcționează încă. Da? Și atunci, reprezentarea călăului este în dreapta, da? Pentru a-l asocia cu jurisdicția, reprezentând de fapt că avem și pedeapsa capitală. Puteți să-l asociați cu un tribunal astăzi. Ai judecătorie, tribunal, curte de apel. Iar în registrul superior sunt șapte figurine. Astăzi vedeți ziua de duminică. De ce? Pentru că aveți soarele. Sunt șapte figurine care fiecare simbolizează o zi a săptămânii. Și se schimbă, dar la 12 noaptea, nu ziua. Foarte des, când ceasul funcționează, mulți oaspeți sunt un pic așa dezamăgiți, în sensul în care, vai, că iar e stricat ceasul la Sighișoara, că uite că nu se întâmplă nimic. Având așteptări ca la Praga sau ca la München, când la fiecare oră să se schimbe. Dar ele se schimbă noaptea, la ora 12. Da. Da. Dar funcționează, deci sistemul funcționează. Bineînțeles, sunt multe alte elemente care i-au dat identitate, inclusiv povestea cu incendiu, da? Vedeți, povestea incendiului este scrisă aici, în limba latină. Acolo, în dreapta. Da. Vezi? Ia filmează. Pentru că turnul a fost refăcut în 1677 și de atunci este cum îl vedeți până ziua de astăzi. Da. Și întreaga poveste a dezastrului este notată în limba latină aici. Și ca să vedeți un pic și jurisdicția regională, dacă vă uitați la blazon, identificați scutul împărțit în două. Da. În dreapta aveți blazonul Sibiului, care are în simbolistica lui două spade. Puteți să-l asimilați și cu faptul că acolo exista curtea de apel. Da? Tribunalul era aici și curtea de apel. Dar rar s-a întâmplat să fie discuții. Iar în stânga, jumătatea scutului din stânga este reprezentarea blazonului Sighișoare. O să urcăm la primărie și o să vi-l explic. Nu? Și datorită faptului că 200 de ani a funcționat primăria, de asta avem elementele astea care
dau o anumită, un anumit caracter individual turnului, care dintr-un turn simplu de poartă a devenit simbol al orașului. Da. Comparând în regiunea Transilvaniei, singurul oraș care are identitatea asta. Dublat de faptul că astăzi este singurul muzeu pe verticală. Da? Da. Este organizat, așa este. Din păcate nu puteți ieși la balcon, lucrându-se la coperiș, elemente de siguranță și așa mai departe în determină. Puteți urca până la nivelul figurinelor, dar nu puteți ieși la balcon ca să nu se întâmple un accident. Acum, continuând și intrând între structurile fortificate, avem al doilea aliniament de fortificație aici, cu ideea în care, dacă vă uitați cu atenție, poarta se deschidea în exterior, da, nu în interior, pentru a face asediu mai complicat, da, cu elemente specifice spațiului european al orașelor medievale, și vă pun o ghicitoare din nou, ați observat, încerc să vă mențin trează interesul, punându-vă întrebări. Care credeți că e scopul la piatra asta? Piatra aia. Ceva cu căruțele? Exact. Așa. Dar dacă vă uitați cu mai mare atenție, o să identificați și mai bine. Așa. Aici, în stânga. Ia să vedem. Ia uitați-vă la uzura aia. De acolo se loveau. Cât de des trecea osia prea aproape. De asta sunt pietrele puse la colț. Vine carul, atenție, cu boi. Noi ardeleni încet. Dar chiar și așa se puteau întâmpla. Foarte puternici. Da. Mult mai puternic decât echivalentul ce folosim noi astăzi, cal putere. Gândiți-vă un car tras de 4 boi, încet, dar da, este prea aproape, îți rupe întreg colțul. Da. Și atunci sunt bucăți de piatră foarte grele, asta mai merge un metru în pământ, este foarte grea, foarte, da, puternică. Și atunci fiecare colț asigura translatarea lui în centru. Da. Acum, asta e gresie, aici avem granit. Asta e adusă de la munte. Aha. Asta nu e din zona aici noastră. Și aici aveți reprezentarea cea mai bună constructiv, ca și material. Ia uitați-vă cum sunt aliniate toate gresile. Vedeți cum sunt alese și făcut pe straturi. Da. La vremea respectivă era o rețetă de obținere a mortarului. Nu este cu ciment, nu exista rețetă de ciment, dar stingeau varul într-un anume fel în care îi dădea rezistență. În procesul de stingere a varului, atunci crud îl puneau în structură. Da? Și întreaga structură era construită așa. Avem cele trei aliniamente, deci prima poartă, a doua poartă, aici era poarta mobilă, puteți să vedeți șanțul, care stă încă a doua aici, asta. Da? A doua acolo, aici prima, care cobora. Este îndepărtată. Aha, deci aici, am înțeles, deci aici e un șanț și de o parte și de alta pe care exact, cobora exact poarta. Uh-huh. Și porțile celelalte se deschideau în exterior. Da. Aici sunt mai multe teorii, cum... Însă, structural era, toate bastioanele astea de intrare aveau și o gaură aici, foarte adâncă, da, în presupunem care zona erau sulițe, aici, da? Da. Și exista un pod. Și dacă inamicul spărgea poarta asta, da, primii ajungeau, da, acolo. Este specific fortificațiilor medievale. Acum e o întreagă discuție aici la noi cât de accurate, pentru că nu există descrieri foarte... Dar pe modelul constructiv, asta e ideea și vedeți că nu e un aliniment drept. Este curb. Da. Asta datorită faptului pentru a împiedica tirul direct. Deci ai tot timpul o mișcare curbă în care nu poți să tragi direct în poarta principală. Da. Asta e ideea pentru care este. Bineînțeles, și o chestie practică, urmând, să știți că e canalul. Asta era canalizarea. Așa, aici. La suprafață, da. Și tot timpul urma curgerea apei. Da. Asta era regulă. Da, și acum, practic, prin ultima poartă, intrăm în spațiu fortificat. Vedeți că vin mulți copii, pentru că școala funcționează încă în interior. Da. Și acum suntem în incinta fortificată. Dacă suntem în cetate. Practic. Deci aici, în stânga, avem școala, dar un pic trebuie să o împărțim pe nivele.
Aici este școala elementară? Da. Clasele 1-4, accesibilitate ușor, da? O să ajungem la liceu, cei mai mari mai sunt îndepărtat. Sus. Mai merg da, un pic. Da. Da. Dar este o structură care se folosește în, și în ziua de astăzi. Tradiția școlară la noi merge... Cea mai veche mențiune scrisă despre modele educaționale este 1522. Ca să vă formați așa o idee. Da. Cam cât era de veche. Aliniamentul oricum este modificat. Aici fiind înainte o stradă. Dar o să urcăm pe stradelă și atunci o să facem un pic. Aici e un pic aglomerat și da, o să fie greu să... Mulți părinți să-și așteaptă copiii care în ziua de astăzi nu mai pot să meargă pe jos. Trebuie ajutați. Da, cu mașina dacă se poate încetate. Da. A, bine, avem mașini încetate. Din păcate. Din păcate, da. Aici dacă mă provocați... Am v-aș provoca, dar... Da, acum aceeași durere facem, poate cam și eu, dar nu facem, da. Politică. Exact. Dar haideți să facem iar o glumă. Da. Legată de ideea asta cu Vlad Dracu. Știți că Sighișoara e considerată locația unde s-a născut. Acum nu vreau să mergem în teorii. Un lucru vă pot spune cu certitudine, nu este niciun document care să probeze că s-a născut aici, fiul. Okay. Însă da, sunt trei documente, cel puțin, care probează faptul că tatăl, deci Vlad Dracu este tatăl, nu este Vlad Țepeș, a primit dreptul de ședere la Sighișoara. Uh-huh. Acum, mergând efectiv la casă și la chestii de genul ăsta, e cu tot o altă poveste, pentru că casa nu e de secolul XV. Știm evoluția proprietarii, pot să vă spun că înainte de 1947, în întreg ansamblu funcționa azilul de bătrân al comunității. Adică persoanele fără familie, fără copii, fără ajutor, erau întreținute de comunitate aici. Și în topica locală se numea Casa Paulinius. Noi avem ideea asta a modelului organizat, importat odată cu colonizările succesive care au fost, de a avea o cronică. Este cronică, vă pot spune toată lista primarilor, preoților și așa mai departe. De asta, din punctul meu de vedere, faptul că un oaspete de rangul lui Vlad Dracu, care avea sigiliul regal, relații de vasalitate medievale, ar fi avut un fiu, asta nu s-ar fi scris în cronică? Ba da. Da? Nu și ar fi botezat fiul în biserică? Da. Pentru că știți că întreaga discuție legată de... Ei au fost catolici, confesional. Acum există N dezbateri și N direcții, că unii susțin faptul că de fapt nu a fost cavaler al dragonului, că de fapt Dracu are altă etimologie în spate și așa mai departe. Însă cu ce ne luptăm noi? Gândiți-vă că vin oaspeți, sunt în spațiu fortificat și ne întreabă unde e castelul. Okay, și suntem da, puși în poziția ingrată, cum să-i spun că nu e castel aici? Da. Dacă îi spun că uite, asta e casa, zice, hai, lasă, zine unde e casa, nu vrei să ne spui. Da. Vreau să spun, dar e un pic mai subtilă treaba. Însă haideți să facem spiritul de glumă. Așa. A devenit restaurant în anii 80. Ok. Nu am inclusiv filmulețe cu un tur ciclist în care plăcile alea nu existau. Sfârșitul anilor 70. După Bran, a doua destinație legată de mitologia asta cu Dracula, care, apropo, s-a dezvoltat în comunism. Nu, înainte nu am avut nu nicio exista treabă. Da. S-a găsit o frescă aici. Eu aici aș putea să vă arăt efectiv cum arăta vechea frescă. Da. Pentru că am o poză veche. Astăzi se păstrează doar o parte din frescă, pentru că atâtea restaurări au rezolvat problema. Adică... Mă, geanta asta mea tot timpul facere... Eu am subliniat acum un pic cu marker galben aici, dar cam așa arăta întreaga frescă. Și vedeți, s-a mers pe chestiunea acestei figuri. Așa, da. Fiind interpretată ca fiind Vlad Țepeș sau Vlad Dracu, discutabil, că nu avem o chestie foarte clară. Ok. Acum 100 de ani când s-a făcut fotografia, apăreau toate. Astăzi nu mai sunt toate acolo, nu mai pot fi văzute. Da? Dar unde este mai exact? La etajul 1. La etajul 1. A doua fereastră acolo. Pe un perete. Da, uh-huh. Este o frescă. Cam cât de mare ar fi? Sau... A, este foarte mică. Asta avea o jumătate de metru. Ok. Da? Nu avea mai mult. Ia să mai vede și azi? Da, okay. Dar doar o parte. Da. Și acum dacă ne uităm atenție la îmbrăcăminte. Așa, ia să vedem. Se pare că vedeți ceva de secol 15?
Nu. Mai ales doamna. Nu. Doamna îmbrăcată după moda secolului 15? Pare că nu. Eu zic că secolul 18, da. Și Italia scrie clar pe îmbrăcămintea doamnei, da? Da. Și cum identificăm, adică cine sunt? Bun, le identificăm datorită costumului oriental. Acum fac o paranteză, până la venirea austriecilor. Cum credeți că se îmbrăcau transilvanenii bogați? Moda apuseană sau moda orientală? Orientală. Orientală, că banii de unde veneau? Da. Cum vă explica și colega Carmen, veneau din comerțul cu Anatolia, da? Și da. Cu Orientul Mijlociu. De acolo veneau banii. Atunci și moda era tot la fel, nu conta Viena. Da, când am ținut de imperiu, atunci moda a venit de la Viena. După cum vedeți, da? Deci clar, deja se vede moda apuseană, excepția. Da? Asta a dublat de faptul că în epocă existat cutuma asta de a-ți picta casa în interior și în exterior. Vă arăt și în exterior. Mai avem chestii în genul ăsta. Pentru a sublinia statutul social. Da. De ce? Pentru că la nivelul îmbrăcăminții existau reguli. Nu aveai voie să te îmbraci diferit de statutul tău social și să apar pe stradă. Da. Deci se numește Kleidungsordnung. În comunitățile săsești, în Transilvania, exista regulă cum te îmbraci. Ok. Erai calfă. Păi și culoarea cizmelor era definită. Erai patrician. Patricienii sunt familiile bogate din comunitatea săsească. Fără titlu nobiliar. Când au venit austriecii, au încercat să facă bani. Au zis, uite, noi vă dăm un titlu de așa și au fost suficient de stăți. Dar ce să fac eu curtia? Lasă că țin eu banii. Da. Rămân patrician și țin eu banii. Patricienii, de exemplu, soție de patrician. Vă dau un exemplu. O bijuterie. Da. Una. Asta putea fi inel, broșă, cercel și așa mai departe. Dar da, una. Nu mai mult. Este reglementat inclusiv calitatea materialului. Ce stofă poți să avea englezesc, ce culoare și așa mai departe. Și atunci a apărut cu poziția în biserici. Da, dar acolo depinde. Că acolo a fost mai puternic modelul comunitar. Nu și-au cumpărat strane. Aha. Nu, exista un mod, în biserica luterană, de exemplu, te plimbi funcție de ce vârstă ai și înaintezi și este foarte mult chestia asta de practicabilitate, cu cât ești mai în vârstă, te apropii de amvon. Da. De ce? Păi nu prea mai auzi. Da? Și atunci este de fapt, într-o biserică luterană poți să te joci cu ciclul vieții. Da. Okay. Momentul nașterii, unde ești botezat, unde stai ca de și copil. Asta mai degrabă, nu da. Scara socială. Nu. Da. Chestia asta cu comunitățile bazate pe ideea asta de împreună, statutul social era estompat. Da. Nu era lăsat prin regulamentele astea, bă, nu. Este împreună, da? Trebuie să supraviețuim ca și comunitate. Și atunci, mai ales în registrul bisericii, era foarte clar. Unde stai de copil până la confirmare, după confirmare, da. După ce te căsătorești. Deci era o întreagă cutumă. Neavând voie să îți arezi statutul social, foarte mult, că de asta una din explicațiile picturii este ți-ai pictat casa. În interior și în exterior, asta înseamnă că ai bani. Da. Să plătești artiștii să vină să-ți facă frescă. Deci nu oricine făcea asta, da. Când vorbim de acum, această casă. Unul din proprietari, pot să vă spun că am găsit documentația, a fost judecător. Aha. Regal. Da. Da. Vă gândiți că avea suficientă... Da. Și din punct de vedere arhitectural, nu vă puteți imagina că în secolul XV exista o structură de asemenea mărime. Pentru că este mult prea mare și mult prea structurată ca să fie specifică secolului XV. Știm de asemenea, de exemplu, că aici era piață. Până când religia majoritară era cea catolică. În Transilvania, odată cu 1540-44, să spunem așa, apar trei curente religioase protestante, istorice, care schimbă balanța într-un totul. Și atunci, întreaga comunitate germană de aici, din catolic, devine luterană. Și atunci se mai construiesc casele astea. Pentru că în perioada catolică nu existau. De ce? Uitați-vă la toate modelele medievale europene, piața dă în biserica. Asta este biserica mănăstirii. Aici au fost călugării dominicani până la mijlocul secolului XVI. Actualmente este biserica comunității. Aici se ține slujba fiecare duminică.
Spre noroc, odată cu pandemia s-a putut restaura și este într-o stare foarte bună. Acum pot să vă spun că noi avem și tradiție cumenică aici. Că dacă toți suntem la chestiunea cu Dracula, odată cu apariția întregii dezbateri cu Dracula Park, plăciți că ați auzit, s-a vrut acum 20 de ani să se facă la noi Dracula Park. Bineînțeles că proiectul a eșuat. În primul și în primul rând, este folosită totdeauna imaginea regelui Charles, însă trebuie să știți că și biserica, instituțional vorbesc acum, de diferitele confesiuni, biserica a avut un cuvânt greu de spus și a spus, lumea merge la biserică aici. Da. Nu vrem să avem chestiuni de genul ăsta. Și atunci a fost un, să spunem așa, oponent puternic în procesul ăsta. Servus. Însă de atunci a rămas un obicei. La Sighișoara se ține săptămâna ecumenică. Cele 6 confesiuni oficiale ale Transilvaniei, Biserica Luterană, Biserica Calvină, Biserica Unitariană, astea sunt protestante, Biserica Catolică Ortodoxă și Greco-Catolică, da, țin la Sighișoara, aleg de comun acord o săptămână, în care se ține slujbă în 3 limbi pentru membrii fiecarei comunități, în fiecare biserică, un fel itinerant așa. Astăzi ținem aici slujbă, mâine dincolo, poimine dincolo, da? Asta sublinând un pic modelul multiconfesional, multietnic, multicultural. Da. Asta este consecința la ideea. Parcul nu s-a mai ținut. Este, clădirea funcționează ca și restaurant. Trebuie să știți că la etajul 2 sunt 2 încăperi făcute în ideea de a fi o anumită scenografie legată de Dracula. Dar este intra clădire. Pentru că au existat perioada aia când era efervescența cu parcul, erau și 2-3 personaje machiate, îmbrăcate, însă comunitatea din nou a pus presiune în sensul, păi, aici oamenii înăuntru faceți ce vreți, nu e niciun fel de problemă, dar nu pe stradă. Unde, de exemplu, avem aici în perimetru superior Biserica Luterană, Biserica Catolică, da, ați văzut jos, avem Biserica Ortodoxă, Biserica Calvină, Biserica Unitariană, toată lumea merge duminica frumos la biserică, se îmbracă frumos. Nu prea se îmbină cu modelul respectiv. Însă asta face parte din, cum să vă spun eu, ideea de brand. Pentru că asta a apărut în anii 70, odată cu vizita primului președinte american într-o țară comunistă, pe numele său Richard Nixon. Da. Oamenii în comunism au zis, bă, e chestie foarte mișto, o să facem brand de țară, Dracula. Ne avem treabă cu biserica în epoca respectivă. Deci a apărut așa Branu, Sighișoara și nu știu în ce măsură știți, sus la Bistrița este chiar și un hotel. Construit de regimul comunist. Ok. Acum, încheind paranteza asta despre vărul nostru cu ghilimele de rigoare de Dracula, care ne pune pe noi totdeauna în curcătură, ce să explicăm unui oaspete care vine și cum să-l facem să înțeleagă că este o parte a istoriei noastre comune, dar un pic nuanțată și un pic dusă în altă chestiune, pentru a închide așa cumva în spirit ludic. Odată cu deschiderea restaurantului în anii 80 a devenit cel mai în vogă, să folosesc okay, așa un termen. Însă este momentul în care doamnele și domnișoarele la Sighișoara au învățat un lucru. Dacă au o dispută cu partenerul de viață și se ajunge la un limbaj așa mai licențios, în niciun caz să nu folosească termenul du-te la dracu. Aha. Pentru că partenerul se îmbrăca frumos, lua banii și venea să-i cheltuie. Aici că era deschis, restaurantul era deschis până la ora 24, da? Da, așa. Și atunci au învățat, măi, formula asta nu... Nu merge, că se aplică. Se aplică că ai unde să mergi. Da. Există fizic chestiunea respectivă. Da. Acum o să continuăm, tot așa în cheie ludică, și o să urcăm pe ulița Popii. Adică cea din față. Da. Da? La capătul ei este casa parohială luterană. Pentru că preotul se plimbă toată ziua în sus și în jos, da, comunitatea aceea zice, ce-i atâta strada cositorarilor? Asta e ulița Popii, da, că preotul zilnic se plimbă în sus și în jos. Da. Și asta continuă un pic tradiția asta de a avea culoarul doamnelor în vârstă, ulița Popii, piața mitică, da? Da. S-au păstrat, sala Zander, toate elementele astea au rămas și sunt folosite de localnicii Sadia până în ziua de astăzi. Da, vreau. Și vor fi... Să sperăm. Transmise mai departe. Să sperăm. Acum am transmis mai departe. Da, 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 da.
Este din nou modelul unei ulițe medievale. Da. Remarcați un lucru. Așa. Nici una din ulițe medievale nu este dreaptă. De ce credeți? Care este principiul care a stat la baza construcției? Da, dar ele nu sunt drepte pentru că urmează curgerea apei. Ok. Fiecare asta din mijloc, da? Și cum am spus, astăzi aveți toate elementele de confort. Deci să nu vă imaginați că la nivelul acesta aveți pentru încălzire gaze, aveți energie electrică, aveți canalizare, aveți apă, aveți internet. Totul este, în special în ultimii 20 de ani, în interior. Deci vedeți că nu avem niciun cablu aici. Da. Totul este în interior structurat. Însă acum 300 de ani trebuie să știți că acesta era canalizarea. Dar de ce era șerpuită și nu era dreaptă? Modul cum curge apa. Ah, ok. Cum își face loc apa? Asta e ideea. Aha, deci a făcut șanță deci după cum apa. Curge natural apa? Ok. Da? Cum și-a găsit ea drumul? Acum da. Nu vă imaginați că era, acum 300 de ani nu era nici măcar pavaj. Nu, era pământ. Pământ. Da. Și cei care locuiau aici nu erau fericiți. Nu, că cine știe ce curgea pe aici. Păi gândiți-vă, în fiecare dimineață venea scola de noapte și unde aruncați? Aici, în stradă. Da. Da. Cei care stăteau mai sus, beneficiind de avantajul diferenței de nivel, curgerea se întâmpla. Dar și imaginați-vă cei de aici. Aici, da. Vară, câteva săptămâni nu plouă. Se spele, da? Da. Atunci aveți și răspunsul la incidența pandemiilor în epoca respectivă. Da. Uite, curge o mașină încoace. Da, din păcate. E, probabil că nu o să mai țină foarte mult ideea asta cu mașinile care merg pe aici, dar asta e o altă poveste. Mai avem, mai avem. Da. Uite, și aici niște structuri. Da, care structură, se asta vă dă un pic da. Exact ce și cum. Da. În special în secolul XIX, soluția a fost să protejezi zidul prin... Nu au fost alte idei. Da. Astăzi se lucrează mult mai modern la nivel de acoperiș, există altă... Da? Altă pentru, abordare. Pentru zidul din piatră. Da. Da, și practic urcăm așa pe ulița Popii, în da. Sus. Foarte multe case vechi. Acum încheia frescelor, dacă vă uitați cu atenție la clădirea ce urmează pe mâna dreaptă, da. O să identificați sub tencuiala groasă și modele de frescă exterioară. Da? Aha, uite acolo sus. Din nou încheia, cum v-am subliniat, ideea de a nu pot să mă plimb într-un Mercedes și să mă dau jos cu costum Hugo Boss sau doamnele cu geantă Louis Vuitton, că nu respect cutuma, însă îmi pictez locuința. Da. Da. Și vedeți că ulterior s-a acoperit. Nu mai e o mare problemă, toate fiind monument istoric, intervenția este foarte costisitoare. Nu neapărat în sine munca, cât întreaga documentație. Ok, birocrația, da. Da. Iar pe stânga, rar a avis în cetate, pentru că cetatea deja, în timp, familiile având o bază economică pe generații, au devenit mai bogate. Și bogații s-au dus în cetate. Asta deja în momentul în care cetatea nu mai era folosită cu scop militar. Da. Și partea asta... modelul meșteșugăresc a cam dispărut. Aici a rămas cumva interesant, asta a fost tot o brutărie. Tot așa știm, Lörinț se numea ultima familie care a avut până în 47 brutărie aici. Da. Și vedeți identitatea specifică de meșteșug, pentru că avea atelierul aici și locuința deasupra. Structură de zid foarte puternică, uitați-vă da. Planul înclinat, cât urcă, cât de groase sunt zidurile și așa mai departe. Și a rămas așa intactă. Cel puțin 4 secole, fără probleme, mergem înapoi pe structura asta. În rest, majoritatea, după cum vedeți, sunt locuințe. Deja familii mai bogate, a 5-a, 6-a, 7-a generație, veniturile diversificate, nu mai trăiai din meserie, trăiai și din proprietăți, din pământ, din chestii de genul ăsta. Da. Curți care parțial sunt încă locuite. În perimetrul superior aici mai avem, haideți să spunem așa, o cifră rotund, 200 de oameni care locuiesc permanent aici. Da. Cred că e minunat să locuiești în cetate, dar ne-ați spus că cine locuiește în cetate
este obligat să-și facă curățenie. Asta față. E o veche tradiție. Da. Da, o veche tradiție, din păcate, cei stai puțin, stai puțin. Mai tineri uită. Să nu pierzi sunetul. Asta. Ați remarcat când am pornit. Exact, da. Un domn care a ieșit la prima oră și și-a curățat. Trebuie să știți exemplu, vă dau un exemplu cum exista în familie. Era sâmbăta, se curăța pentru că duminica mergea la biserică și era da. Mai... Dacă nu aveai chiar timp, atunci duminica la prima oră, ieșeai și tot ce ținea de spațiu adiacent proprietății tale trebuia menținut. Iarna, dacă era zăpadă, trebuia să dai zăpada. În rest, dacă este mizerie, îți adun tu. Da. Nu aștepți ca primăria să vină. Exact. Asta sublinează un prim modelul comunitar și ideea de comunitate și împreună. Da. Așa funcționa sistemul respectiv. Și în zonele, o să mergem într-un colț și o să vă arăt ce înseamnă un colț a cetății unde se locuiește și o să vedeți toate detaliile de la zugrăveală, de la poartă de intrare, de la flori și de la structuri de genul ăsta, cât de îngrijite sunt, prin simplu motiv că locuiesc aici. Da. Și spațiul unde locuiești vrei să-l ai confortabil. Da. Mi se pare fantastic să locuiești în interiorul cetății. Da, cu foarte multe povești în background. Mai vedem în dreapta un turn. Păi sunt două. Da. Haideți să încerc să vi-l arăt un pic și din exterior. O să trecem prin structura fortificată, care a avut diverse evoluții. Însă din exterior o să putem vedea, să vedem cât accesibilitate avem. Se lucrează pentru moment la structura, da, au început lucrările prin aș, însă dacă coborâm aici 2-3 trepte, da, puteți să filmați unul dintre turnuri. Dacă vă uitați, este un turn simplu, patrulater. Toate denumirile de turn la noi sunt asociate unei bresle. Da. Pentru că breasla, având modelul de organizare foarte strict exprimat, a preluat și modelul de apărare. Orașul nostru, cel puțin ce am căutat eu, nu a avut niciodată mercenari. Orașele care au avut mercenari s-au lovit de, o să citez acum niște cuvinte în limba latină. Mercenarii au venit ca și defensores, au devenit devoratores și au încheiat prin a fi devastatores. Ah, ok. Da? Și atunci orașele mai mici, cum este Sighișoara, a încercat să își păstreze modelul de apărare bazat strict pe bresle. Atunci toate turnurile au păstrat denumirea de breaslă. Până la, să spunem, rotundul 1700. După 1700 n-a mai fost nevoie, pentru că odată cu Imperiul a introdus serviciul militar obligatoriu. A constituit regimente militare și atunci, practic, a dispărut sarcina primită de-a lungul istoriei medievale de a și apăra orașul. Acum, făcând o paranteză, trebuie să știți că de multe ori soluția a fost negocierea și plata. Gândiți-vă la modul practic, ai o populație de 6.000 de locuitori și te atacă 4.000 de soldați turci profesioniști. Soldați profesioniști, care da. Asta fac? Angajezi bătălie sau negociezi și plătești cumpărare? Negociezi și plătești pare cumpărare. Mai simplu, da. Mai câștigător. Pare mai practic, mai da. Câștigător, da. Haideți să revenim înăuntru. Bun, ajungem într-un colț interesant. Suntem în curtea casei parohiale a Bisericii Luterane. Clădirea monumentală care o vedeți aici este... Casa parohială. Da, cea de aici. Da, unde, din nou, dacă putem evidenția două etape istorice distincte, din nou vedeți structură de piatră până la acest aliniament. Da? Structură veche de piatră. Uitați-vă la grosimea. Dă-mi jos un pic. Că
structura de piatră este până la... Până acolo. La acest aliniament. Se vede? Da. Pe filmare? Ulterior s-a adăugat în secolul XIX, da? Deja vedeți aici, avem neogotic. Arcul frânt este specific goticului. Da. S-a adăugat structura diferită, vedeți și aliniamentul cum este, cărămidă diferită. Și folosește ca instituțional birouri și la etajul de locuință preotului. Toate comunitățile care au minim 300 de locuitori beneficiază de serviciile unui preot și este slujbă în fiecare duminică, încercând să mențină activă viața spirituală. Aici colțul prezintă o particularitate interesantă. Este singura bucată de zid de apărare care păstrează într-o foarte mare proporție particularitățile structurale și specifice. Da? Vedeți drumul de strajă cu multitudinea gurilor de tragere. Trebuie să vă imaginați că zidul a avut un kilometru. Da. A unit 14 turnuri și jumătate. Da. O să ajungem și la jumătatea aia. Am eu mare discuție cu istorici. Așa. 14 denumiri de breaslă la turnuri. Avem turnul tăbăcarilor, l-am văzut și pe exterior. Da, uite-l și din poziția asta. Și avem turnul cositorarilor. Da? Tăbăcarii. Da. Meserie, prepararea de piele. Și singura bucată care se păstrează intactă, să știți că a avut un kilometru și asta era structura. Avea între 2 și 3 metri grosime, 8-12 metri înălțime, de la exterior în special. Da. Cu drum de strajă și cu modelul de a lupta întreaga comunitate. Ok. Bărbații în putere alergau de la o gură de trage la alta, trăgând cu diverse arme care le aveau. Femeile, persoanele mai în vârstă, încercau să încarce armele respective. Asta în eventualitatea angajării bătăliei, pentru a da impresia inamicului. Da. Că suntem vreo 5.000 sunt aici. Sunt puternici aici, da, suntem mulți. Dar ei, de fapt, valizi 2-3.000 maxim care puteau să angajeze o bătălie dintr-o populație, cel puțin, să spunem, maximum 50%. Mai mult nu exista posibilitate. Ia, și aici fiind, noi mai avem structura de zid, însă este singura parte care, cât de cât, după câte vedeți, sunt mari probleme, dar este în plin proces de restaurare, prin intermediul Institutului Național al Patrimoniului, și se încearcă, cel puțin, stabilizarea, restaurarea structurii medievale. Și s-a păstrat, aici puteți vedea o sumedenie de elemente de piatră care au fost în structură. Iar zidurile, turnurile, cum v-am spus, după breaslă. Dar să nu vă imaginați că lucra cineva în turn. Nu. Nu. Doar că ei erau cei care asigurau paza. Care sau l-au construit. Ah, care okay, l-au și menținut. Da. Și care au luptat. Da. Da. De fapt, fiecare turn era un arsenal. Se păstrau armele. Da. Asta era ideea turnului. Când ești atacat, să știi care ți-i poziția. Fiecare ucenic, fiecare calfă. Băi, asta e a mea. Da. Eu trebuie să fiu acolo. Sună clopotul de primejdie, asta totdeauna prin intermediul unui anumit clopot și cu un anumit sunet. Este era sunetul de primejdie. Când se auzea clopotul respectiv, aveai de îndeplinit două lucruri. Familia, scăutai, suntem toți, da? Și animalele posibile de a fi mutate. Da? Care se puteau mișca. Acum nu vă gândiți că alerga cineva după găini sau după din astea, nu? Alea veneau în spațiu fortificat, instantaneu. De preferat vaca și capra să-ți dea și lapte. Da. Și încerca să vezi care e soluția și cum, care e ideea. Acum, din colțul ăsta, și având în vedere partea zilei în care suntem, puteți să veniți și să identificați particularitatea superioară a turnului. Vedeți foarte clar identificate cele 4 turnulețe. Da. Care, ca să facem așa un spirit de glumă, ce înălțime credeți că are un turnuleț în acela de pe colț? Până la nivelul superior al decorației care o are în vârf. De la... Nu, vreo 4 metri? Are 12,5 metri. Wow! Un turnuleț? Un turnuleț, da. Nu pare. De la balcon până la elementul de decor din vârf, până la sfera aceea. Da. Acum trebuie să știți că de la balcon până la cocoș, sunt 34 de metri. Da, da. Este cu 4 metri mai înalt acoperișul decât structura de piatră. Structura de piatră are 30 de metri și acoperișul 34. Da. În total 64 de metri. Da. Se vede încă cocoșul. Da, între cocoș și sfera aurită. Mai e ceva. Simbolul imperial austriac,
care stă acolo din epoca respectivă. Nu l-a luat nimeni. Ok. Pentru că n-am mai... Asta este prima reparație ce vedeți dumneavoastră la acoperiș din 1894. Wow. Asta reflectă altceva. Cât de calitativ se muncea. Da. Da? Dacă 130 de ani aproape, nu trebuie să faci nimica și o ținut. Da. Fără niciun fel de probleme. Asta face meseria și. Da. Bun, haideți să ieșim un pic, că nu vreți să mergem în audiență la preot, nu? Că trebuia să anunțăm în prealabil, nu de alta, ca să se pregătească. Să știți că preotul este un om foarte frumos din toate punctele de vedere și cu un foarte dezvoltat spirit ludic. Chiar dacă nu ești sighișorean prin naștere, ce credeți că facem când ne întâlnim? Spunem glume de pe Times New Roman. Ok, drăguț! Însă, dacă mergem și în cheie serioasă, să știți că are o teză de doctorat fabuloasă, la care a muncit, apropo, 7 ani. Deci așa cum trebuie. Este foarte interesantă că este făcută sub dublă coordonare, Universitatea Ortodoxă de la Sibiu și Institutul Ecumenic de la Sibiu. Și este asemănări și deosebire între ritualul botezului ortodox și ritualul botezului luteran. Sunt foarte multe asemănări. Din păcate, este doar în limba germană, se numește Eine einmalige Gabe. O traducere liberă ar fi un dar unic. Vă rog, vă rog. Eu sunt de-al casei aici.